mai spune și Sherlock al magiei. Să-ți amintești, dansam pe străzile din București. Voi spuneți tot felul de lucruri foarte urâte. Nimeni despre ea. Nimeni n-o să facă asta. E atât de urât lume, să spuneți, hai să o ignorăm pe Bianca. Da, zici că sunteți în clasa a 5-a. Mi-a spus că sunt prost crescută. Tocmai astăzi. Nu. Da, ești foarte prost crescută pentru că jignești în continuu. Are un caracter urât. Îmi venea să strâng de gât. Eu nu știu ce ați pățit în seara asta. Eu cred că voi toate v-ați cumpărat stilul pentru această competiție. Urâte. Punct. Hai să vedem ce ați făcut, hai să vedem cum arată clasamentul în urma notelor din partea juraților. E clar că una dintre voi părăsește competiția în această seară. Energie, bună dispoziție, da, bine te-am regăsit. Jurat? Nu știu, seara. Energie, fericit. Bună dispoziție, șorochie. Șorochie? Nu. Orochie. Orochie. Orochie divine, dar oare noi suntem orochie, așa bine dispuși? Orochie, un picior, un... seco. Lăsați-o să vorbească, vă rog. Da. Oare suntem atât de bine dispuși pentru că în seara asta va pleca o concurentă? Nu. Nu știu. De păi nicio. Asta urma să vă chiar întreb eu. Ba, de da, unde eu vine bucuros. Bună dispoziție? Pentru că o să vină o altă concurentă mai bună. În mâinile voastre stă soarta celebrităților noastre, celebrități care vin chiar acum în platoul Bravo Stil. Așa să ne ajute Dumnezeu, fete. Doamne ajută. Bună seara, fetelor! Bună seara! Mă bucur tare mult să vă reîntâlnesc. Simt emoțiile pe care le aveți, trebuie să mărturisesc asta. Și nu sunt absolut întâmplătoare, ci pentru că știți deja că ne aflăm în cea de-a doua seară eliminatorie din cadrul acestui sezon Bravo I Still Celebrities. Una dintre voi, pentru că vorbim despre o competiție,
își va lua rămas bun de la noi, de la platou, de la tot ce aduce cu ea această competiție. Vă doresc multă baftă, vă țin pumnii fetelor, cei de acasă sunt alături de voi, sunt convinsă, vă susțin și dacă n-au făcut-o până acum, acum ar fi momentul prielnic să o facă. SMS la 1206 cu indicativul concurentei pe care voi o iubiți în parte. Trebuie să le spunem și conceptul, pentru că știu că v-ați pregătit temeinic, tocmai pentru că vorbim despre o seară eliminatorie, Hello Spring! Asta vor aduce fetele în această seară în casele voastre și sunt convinsă că fiecare își va dori să fie, evident, în fruntea clasamentului și în ceea ce privește notele din partea juraților, dar și în voturile voastre. Haideți să dăm drumul petrecerii, distracției, culorii, veseliei și a voii bune. Nu de alta, însă, prima concurentă care vine în fața voastră este nimeni alta decât Bia. Surprize din partea Biei în această seară, tare scurioasă cum vede ea primăvara. Bia! Primăvară frumoasă! Demenți, aplaudă! Kelly, Kelly! Așa intrare, așa piesă, să mai zică vreo persoană în lumea asta întreagă. Kelly, am vrut să cântăm și noi, dacă tot s-a început așa. Vrem și noi să cântăm ceva. Ai cântat superb. Ai cântat superb. N-am cuvinte să spun că plângeau urechile mele. Nu știu ce au spus colegele, dar, băi, ca să cânti live într-un platou și dacă nu ești Alexandra Ungureanu, ai curaj. Eu apreciez curajul tău, Bianca. Da, ai cu seamă că tu ești o floare, ești un spin sau cum era cu spinul. Așa. Dar nu era sigură Bia până la capăt. Poate că ești. Poate. Mie-mi place această posibilitate a faptului de a fi. Bine, hai Biancoace, vino lângă mine, că am nevoie de prezența microfon. Ta pentru... Nu, de microfon nu, că nu mă apuc de cântat, Doamne ferește. Noi, da, vrem! Ar pleca toată lumea din fața micilor ecrane. Îmi plăceau foarte mult chiloții. I-ați văzut chiloții? Nu. Păi da. Ea n-a văzut că chiloții doamnei Jennifer Lopez se terminau și ei undeva, aveau o chestie. Ai Bianca ziceai că sunt chiloți de ea, de se purta pe vremuri în 2005, uite așa, lăsați-a ei jos și mai atârna și un pic. Tu ești foarte slabă, eu n-am nicio treabă. Mai atârna și un pic niște chestii așa peste. Eu nu înțeleg. Și nu înțeleg de ce insistă cu aceste rochii cu vedere la chiloți, că și data trecută a avut două gale sau când a fost așa. Bia, ce ai vrut să spui atunci când ai declarat că tu ești de modă veche? Diferența dintre prieten și iubit este că prieten îl numești până la un moment dat. Adică, gen, nu primul venit și primul servit. Îl lasă, te curteze, dacă vrei ceva serios, știți, cu flori, cu pupici, cu de-alea.
Am văzut la televizor. Adică tu de până există luni, dragoste. Via, stai puțin că aici era întrebarea. Te-a purtat și te-a convins sau... Mă mai gândesc dacă să sau să nu să. Eu zic să-i dai răspunsul când se termină propoziția. Ca să-i țin, nu știu, suspans. Nu, o să-i dau răspunsul când o să simt. Bea, dar tu mereu te lași așa greu sau acum e... Nu, e doar acum. Nu, am făcut o greșeală în viața asta și nu vreau să o repet. E, acum eu știu că și eu am făcut, dar trebuie tot timpul să fie așa. Păi, e alegerea voastră. Dacă voi picați așa din prima, treaba voastră. Mie nu-mi place așa. Eu sunt de modă veche. Wow! Eu vreau să mă căsătoresc, am copii, chestii de astea. Și ce m-a făcut acum via cu noi? Așa. Hai să spun eu o întâmplare reală. Da, eu sunt un pic de modă veche, adică îmi place să cunosc persoana, după care îmi place să mă căsătoresc, să mă mut cu persoana respectivă și să fac copii. Asta e în capul meu, că așa adică derulează lucrurile. Nu. Regina, te rog, nu lăsa cu subiectul nedezvoltat. Adică înainte de căsătorie, tu nu vrei să faci nimic cu persoana? Eu m-am mutat. Raluca, pe bună, acum lăsând... soțul meu, abia după ce m-a cerut de nevastă. Este sâmbătă seara și nu vreau să uită copii, să uită vorba aia. Înainte de căsătorie, Raluca, nu se face nimic. Nu, da. Nimic. De ce râdeai acolo, Calina? De ce vă amuzați? E discuție. Sunteți și voi de modă veche sau... Calina e de veche. Măi, asta cu să așteptăm până ne căsătorim mi se pare un pic forțată, sinceră să fiu. Păi ce naiba, nu mai sunt de pe vremea lui Pasman de Chior. Cum adică, Teo? Păi n-am ținut cont de aspectul ăsta, ce să facem, asta e. N-ai ținut cont. De-aia nu ne-a luat nimeni până acum. Dar sunteți tinere dragă. Aia e, ce să ne mai ferim să o dăm cotit, aia am cansării pârlăs. Dragă, până și eu când am intrat la ASE am zis că o să cadă bila. Și eu, da. Că stai liniștită. Deci, nu știu ce să... De tu de ea îi împărtășești opinia Biei sau nu? Eu mă cam feresc de discuții cu Bia după ultima noastră discuție din culise, pentru că în repetate rânduri sunt jignită. Nu despre aia vreau să discutăm. Ai, nu, dar mi-e frică, sincer, să spun ceva, pentru că din nou voi fi numită prost crescută și se coboară la nivelul meu și așa mai departe. Cred că e alegerea fiecăruia, așa procedează Bia, probabil așa procedat și prima oară, nu știu. Andreea? Da, Ilinca. Da. Păi tu, Andreea, uite, de exemplu, tu ai făcut copil cum ar veni din prima. N-am stat să mă gândesc. La vezi ce fericită e? Este. Normal, adică eu nu țin cont. Dar ea a avut noroc. Da, eu a avut noroc. Da. Dar a fost o norocoasă. Da. Pentru că ce? Pentru că a făcut copilul din prima și în continuare e cu soțul ei, o iubește. Asta e chestie de șansă. Dar tu ai declarat că nu ești de acord. Păi nu, am zis că sunt persoane și persoane. Unele sunt de acord, unele fete sunt de acord cu această variantă, unele nu. Eu fac parte din categoria care nu prea agrează acest aspect. Adică nu primul veni, primul servit. Mm-hmm. Am înțeles. Deci cum ar veni, ce să înțeleagă servit. Cei care te urmăresc și poate și-ar dori o cafea cu Bia? Oh, îmi scrieți pe Facebook. Dar încă ceva. Păi ai zis că nu primul veni, primul servit. Acum, cum îmi scrieți trebuie pe Facebook? Să mă cuceriți în primul rând, după care cafeaua o să vină după mult, mult timp. Cafeaua după mult timp. Draga mea, nu te mai ia nici. Eram să zic nu-i eu. Bai, rămân singură. Nu-i asta nicio problemă. E. Dar la Andreea a fost primul veni, primul servit? Nu știu. Nu-i cunosc viața, nu cunosc. La mine chiar n-a fost primul, Ilinca. N-a fost, crede-mă, nu? Crede-mă, n-a fost primul. Mă bucur că sunteți asumate, că da. Până la urmă tot despre eu asta am servit vorbim. Mult la viața mea. Da. Ai servit mult. Că ai servit mult la viața ei. Da, bravo, dragă. Bravo. Nici chiar foarte mult, dar am servit. Da, să te de acord, domnule, cu chestia asta. Deci dacă nu testezi piața, normal, tot alegi? Degeaba. Și din cauza asta, cumva și pe Ștefan îl ții așa în ping-pong. Eu, deja nu te-a convins să mă te rog, să-i acord stipulatura asta? M-a luat de cap. De ce? Că am pomenit când de Ștefan? Când ai pomenit de Ștefan, da. De ce? V-ați certat? V-ați supărat? Un pic așa. V-ați supărat un pic? Un pic, da. Păi ce s-a întâmplat? Am fost eu un pic... am fost plecată la Cluj, totul a fost ok și în ultima perioadă nu a mai fost așa ok cum credeam eu. Păi, s-a supărat pe mine, că a zis că sunt o mofturoasă. Păi asta trece, nu? Nu asta trece? I-am explicat și eu. Lasă, dragă, așa mofturoasă, cum să auzi, dar mofturoasă de ce ești? Că nu vrei să-l treci la titulatura de iubit și deocamdată nu, îl ții acolo la prieten? Nu vreau să fiu doar pe lista lui, gen o tipă, care a trecut și ea pe la mine. Vreau să fiu ceva mai mult, asta îmi doresc. Aha! Deci e cu strategie. Ești supărățică un pic acum, tu, Bia. Da, tu sau Ștefan e supărat? Și. Deci amândoi sunteți supărați? Da, un pic așa. Mă simt acum minunat, nu de alta, însă am ocazia unică
de a împăca un cuplu de tineri ce se iubesc în taină, nu de alta, însă... Ia, da. Am o surpriză pentru tine, fetelor! Am o surpriză despre, pentru voi. Yeah. Pentru Ștefan noi? Este alături de noi în această seară. Să vină Ștefanel! Mica, dăm voie să... Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc tare mult, ești foarte drăguț! Mulțumesc! Da. Se apropie ziua femeii și am zis să vin cu câte o floare pentru fiecare... concurentă în parte, dar vreau să-i dau și... A, sunt pentru fete florile da, și pentru Bia. Și bineînțeles, Raluca-i. Te rog, da, te rog, chiar poți să faci de asta. De fapt, te pup, îmi pare bine să te revăd, se știe că ne cunoaștem, să nu mai... să nu facem un secret. Asta, te pup, îmi pare foarte bine să te revăd. Domnul Morris, salut, dragă. Asta a dat surpriză. Nu te așteptai, Bia? Da, eram supărată foarte tare, pentru că tot simțeam că ascunde ceva. Și tot îl întrebam, unde e? Zice, sunt la o emisiune. Zic, bine, bine, dar trebuie să-mi explici niște chestii. Și se comporta foarte ciudat. Și am spus, chiar am scris niște mesaje și i-am explicat frumos că nu meriți să se comporte așa cu mine. Și atunci el a zis că ai fi mofturoasă. Da, și el m-a făcut mofturoasă, m-a făcut... Am înțeles. Îl aștept pe Ștefan cu mințica aici. Da, 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 pupați-vă, pupați-vă. Deci să înțeleg că nu s-a pupat cu nicio concurentă, nici măcar cu Bia nu s-a pupat Ștefan, dar s-a pupat cu Ana. Nu, dar ne-a și zis. A zis nu ne pupăm. Păi cine e ultima va fi cea din ca să nu tragem de timp. Păi și pe Oana de ce ai pupat-o? E... Ana e o prietenă veche, trebuie să mă pup cu ea, nu? A, da, nu știu dacă zici tu, eu sunt de acord cu ce spuneți. Puteți să-mi aduci Bianca un buchet de... Aplauze! Și asta a rămas pentru... Să știți că noi așteptam văd cu Cirea în căsătorie, Ilinca. Ce te așteptai? Cirea în căsătorie. Ia uite, e, este până acolo. Mai este până acolo? Este până acolo. Păi, dar cum vă pupați așa pe obraz? Da, de ce? Păi... Explicați-mi și mie, că nu mai înțeleg astăzi nimic. Nu avem, astăzi nu avem voie să facem dulcegării. Haideți să vă spun cum este situația. Cu ce pot să te ajut? Hai să spun. Deci ai venit să iei taurul de coarne? Așa ca să se termine bâlciul ăsta vis-a-vis de imaginea mea, de insinuări și așa mai departe, că nu e cazul. Iar relația noastră, a mea cu Bianca, este... Cum am spus și la alte emisiune, suntem prieteni. Prieteni. Adică la Cluj, prieteni sunt prieteni. Ok. Înțelegi? Da, înțeleg. Ești de la Oradea, deci știi ce înseamnă da, prieteni. Sigur. Deci nu așa. Iubiți, prieteni. Până la iubiți e un pas foarte mare, pentru că eu nu sunt consumator de o noapte, de două nopți și așa mai departe și este destul de greu ca eu să pun suflet așa imediat unei fete care mi iese în cale, având în vedere că lucrez cu mii de femei. Și atunci e mai greu. Ei, bun, înțeleg. Deci sunteți în perioada în care vă acomodați unul. Da. Cu celălalt rămâne de văzut ce o să se întâmple. Asta ca să încheiem orice discuție vis-a-vis de acest subiect. De acord? Cu fetele avem de lămurit ceva, avem de spus ceva. Dar o să te rog să vii un pic mai în față, că nu de alta ne ducem până în... Da, mă, eu pot să zic doar atât, că dacă fetele sunt fără de păcat, să ia trandafirul pe care l-au în mână și să arunce în Bianca, cea care voi spuneți tot felul de lucruri foarte urâte. Nimeni despre ea. Nimeni nu o să facă asta, Ștefan. Nu o să aruncăm niciodată cu flori în Bianca, deși ar fi frumos ca gest, dar cred că numai cei fără de păcat ar putea să dea cu pietre în până la urmă toți suntem, dacă toți în felul nostru. Eu apreciez foarte mult show-ul vostru, sunteți minunate, o țară întreagă vă iubește. Mim. Și eu zic că e bine ce faceți, țineți-o tot așa, pentru că mergeți pe drumul cel bun. Dar parcă nu mai vorbeam despre iubitul Bia, acum l-a dus și în platou. Că prietenul. Prietenul Biei, că nu e iubitul. Prietenul. E atât de urât lume, să spuneți, hai să o ignorăm pe Bianca, hai să nu mai vorbim cu ea. Zici că sunteți în clasa a cincea. Niște fetițe cu codițe, că vine Oana cu ideea asta, hai să nu mai vorbim cu ea. Oana, da. Tu ai fost cea care ai luat decizia asta de a o ignora pe Bianca. Nu am ignorat-o pe Bianca, chiar i-am spus în culise că este foarte frumoasă. Și vreau să-i spun, i-am spus și atunci în platou, mi-am cerut scuze dacă am supărat-o cu ceva, cum mi-am cerut și lui Ștefan. Na, eu sunt un om foarte bun, să știți, și probabil că o să mă cunoașteți, doar că la gură n-am cenzură întotdeauna. Dar cu siguranță, dacă te-am supărat cu ceva, să știi că nu a fost nimic personal, nici pentru unul, nici pentru celălalt. Am făcut niște glume, dacă le-au, nu știu, au depășit limita voastră sau limita bunului simț, îmi pare rău. Eu cred că oamenii buni și inteligenți au puterea să recunoască când greșesc, probabil că am greșit.
dacă am făcut chestia asta, îmi pare rău, sper să nu-mi purtați ranchiună și cam atât, ce aș putea să zic mai mult de atât. Dar n-aș fi crezut niciodată că în prezența Raluca și lui Cătălin o să am atâtea emoții. Deci sunt transpirat de emoții, fiindcă ei sunt prietenii mei și lucrăm împreună și nu se pune problema să apar într-o emisiune cu ei. Auzi, și tocmai acum când cât de cât ai obișnuit și poate ți-au și trecut emoțiile, noi îți mulțumim din suflet pentru că ai venit. Așteptăm cererea în căsătorie, totuși. Că te-am revăzut, Ștefan. Da, și eu. Și mai am aici o floare pentru... Raluca Tănase. E în culise, să știi. Da, poți să te duci să o cauți și să-i duci floarea, nu, nu de alta, dar știu că ai eu și... dau eu. Aha, știu că ai și plăcut deci pe Raluca. Foarte mult blondele. Sper că am făcut ordine în ideile telespectatorilor. Asta sunt un tip liber și vreau să cunosc foarte, foarte multe femei. Aoleo! Adică... Și cu asta pleacă. Cunosc multe femei. Bianca! Mulțumim tare mult, Ștefan! La revedere! Pa! La revedere! Bia, ia tu informația asta acum. Nu, el vrea și castinguri. E foarte glumeț, exact cum a zis. Într-o zi m-a pus la zi, zice, vreau să-mi faci un casting. Și am făcut casting. Zic, de fete? Da, de fete. Pentru? Să-și aleagă să vadă dacă găsește una mai bună ca mine. Nu va găsi. Păi n-a găsit-o. Și am adus manechine, exact ce-și dorea. Da. Interesant, ce să zic. Acum fiecare trage ce concluzie dorește. Da, iubitul a... făcut ceea ce mie nu-mi place niciodată, o generalizare. S-a referit la toate fetele care au dat în Bia. N-am dat în Bia, nu am dat nimeni. Nu aveam de ce să arunc cu trandafirul. Nu mi-a plăcut abordarea. Adică nu m-a inclus, nu m-a privit. Nu m-a emoționat foarte tare în momentul. Trebuie să mai lucrez un pic la chimia dintre ei doi, că sunt... Da, se vede că se tatonează. Hai să vedem ce spun fetele despre ținuta Biei. Oana, nu înțeleg de ce ai venit ca și un costum. Mi se pare o ținută de plajă. Dacă e o ținută de plajă, atunci nu mi se pare neapărat greșit. Că mă rog, ai acei bikini care au același model cu rochia, nu? Dacă nu mă înșel. Da, da. Da, mi se pare o ținută puțin trecută. Păi dacă e de plajă, înseamnă că e de vară. Noi suntem... Da, nu știu, nu mi se pare că e o chestie actuală. Hai să vedem ce spun jurații despre moment, despre ținută în fața lor, Bia. Râdeau? Bună creștere! O citez pe una din colege. Bună creștere! Râdeți, fetelor! Fiți educate! Nu înțeleg, mă, deci când vorbește un om, trebuie să muclezi, să stai, să asculți. Îți convine? Pac, zâmbet la guriță. Nu-ți convine? Te încrunți, dar nu vorbești. Bună seara! Bună seara, mă bucur să vă văd. Bună, și noi, Bia. Și noi pe voi. L-am văzut și pe Ștefan. Draga mea, am să fiu foarte scurt, rochia asta am văzut-o chiar în prezentare pe J.Lo la celebrul brand Versace, așa că nu trebuie să ne mai ascundem. E o copie mai puțin reușită. Apreciez faptul că ai cântat și în sfârșit ai cântat live și a fost o piesă foarte frumoasă, emoționantă. Dar cred că se putea mai mult decât să faci o copie a unui brand atât de mare. Măi, printul materialului, printul, am spus, îmi place. Atât. Și felul în care te-ai vopsit. Îmi place cum ți-ai făcut păr, îmi place cum te-ai vopsit. Mulțumesc! Măi, nu fac o pasiune, nu înțeleg ce este cum să mă ierte Dumnezeu pentru că ai pomenit mai devreme. Ce este cu florile pe care le-a adus Ștefan și prezența lui în platou, m-a bucurat foarte mult. Florile, dar ce este cu căcărezele astea de oaie aruncate pe aici, că așa arată floricelele astea? Nu e pentru dumneavoastră și unul pentru Ilinca. Sunt urțele florile astea pe care le-ai adus, 1, 2. Știi, o vorbă în engleză, mulțumesc pentru flori, dar asta nu înseamnă că pot să fiu că vreau să fiu puțin mai puțin răuță. Din suflet pentru suflet. Mulțumesc. Din suflet pentru suflet. Îmi dai din astea acum ca să mă îmburez. Tot vreau să spun, măi, să o copiez pe J.Lo este o expresie în engleză. Big shoes to fill in. Bă, n-ai cum să te bagi în papuci lui J.Lo. Eu vreau să fiu J.Lo. No, la Cluj se zice papuci la pantofi, nu? Măi, n-ai cum. Nu-mi plac cercei absolut deloc, n-au nicio legătură cu rochia, sunt urâți, sunt demodați. N-aș avea o problemă în faptul că rochia este o copie, dar este o copie prost executată, scenografia nu-mi place, nu-mi place cum ți-ai prins păr. Oh, mulțumesc din suflet! Și eu! Și mă bucur că m-ați apreciat mai mult ca data trecută. Mai mult? I-ai dat unul data trecută? Nu mai țin minte. Da. Dar eu ce-am făcut data trecută?
Cam tot pe acolo. Cam tot pe acolo. Îl salut pe Ștefan și mă bucur că a fost astăzi alături de noi. Eu. Mai ales că am văzut Rochia live. Dar mă rog, treacă de la mine. Mulțumesc mult! A fost foarte bine. Și vă iubesc! Ia. Și noi pe tine, dragă, asta nu se pune problema. Vorbește cu cei de acasă. Dragii mei, astăzi nu am fost apreciată așa cum îmi doresc eu și cred că nici voi. Dar sunteți salvarea mea, trimițând un SMS la 1206 cu indicativ 7. Din tot sufletul vă ador. Mulțumesc, Bia! Ea, din când în când, se uită așa la tine, se uită așa la tine cu o privire galeșă, dar în care se ascund niște topoare, furci, coase. Nu vrei să știi. Săbi de Shaolin. Și îți spune, mulțumesc. Da. Știi, acest te iubesc. Când primești notă de doia, da. Pupii. Da, pupii, te iubesc. Bă, când se uită la tine, te jur că aruncă cu 3 steluțe de alea de ninja. Da. Gâțe așa negăt. Așa rămâne. Raluca Tănase a răspuns provocării Bravo Stil Celebrities și până acum, dacă mă întrebați pe mine, a făcut față cu brio. E, în seara aceasta am senzația că vom descoperi o altă latură a Ralucăi. Hello Spring și Raluca Tănase. Gata! Bravo! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara, Luca! Bună seara, copii! Bună seara! Ia uite, haideți aici lângă Ilinca! Ce scrie pe tricourile voastre? Ia să ne întoarcem cu fața! Sunt niște cuvinte despre ceea ce înseamnă primăvara pentru noi. Și aș vrea tare mult să mulțumesc doamnei directoare a Casei de Copii, Sfântul Ștefan, scuze, am foarte mari emoții, pentru că a făcut posibilă prezența celor mici aici, lângă noi. Te-ai descurcat super bine, Raluca. Te simt că ești extrem de foarte emoționată. Foarte, da, sunt emoționată pentru că sunt aici. Eu le mulțumesc din suflet copiilor, sunt absolut genial. Ne-am bucurat enorm să vă avem alături de noi. Și mai trecem pe la voi, vă promitem că o să vă vizităm. Ia uite, vin toate fetele și toți jurații la voi, vreți? Da. Da, perfect. Vă mulțumesc tare mult să aveți o primăvară minunată, dragilor. Porțile s-au deschis pentru voi. Vă mulțumim pentru că ați venit la noi și pentru că ați susținut-o pe Raluca. Îmi povesteau că ei se joacă Bravo Stil acasă, în fața televizorului. Le văd și pe fete extrem de emoționate. Eu încerc să mă abțin sincer, pentru că dacă așa nu mă mai opresc. Oana, Andreea. Eu plâng ca proasta când am emoții, sunt cea mai proastă la emoții. Și chiar îi spuneam Andrei că de fapt astea sunt problemele vieții, nu ceea ce întâlnim noi zilnic și ceea ce ne dă peste cap așa cotidianul ăsta groaznic. M-am emoționat foarte tare, Ininca. Te văd. Le mulțumesc încă o dată din suflet, mă rog, cred că toți practic le mulțumim copiilor pentru lecția de azi, Sfântul Ștefan, pentru bucuria cu care a umplut platoul Bravo Stil. Gata, potoliți-vă că-mi vine să plâng. Lăsați-mă în pace, măcar astăzi. Despre ce să vorbim acum? Despre ținută Ininca, care este superbă. Mulțumesc, da. Este de la copii. De la fetițe am luat-o. Alexandra,
Îmi place, da, îmi place foarte mult partea de jos a rochii. Nu îmi place foarte mult partea de sus. Și nici coafiura. Sunt o zână astăzi. Ești o zână care aduce primăvara. Am înțeles. Și totul a arătat într-adevăr primăvărate, cu copii, cu prospețime și te felicit foarte tare pentru ce ai făcut. Mulțumesc. Mulțumesc, Alexandra. Nu mă omor după rochie, nu-mi place accesorizarea, iar coafiura mă trimite cu gândul la un personaj care îmi plăcea mult în copilărie, mi se părea amuzant, dar asta nu înseamnă că și îmbrățișez estetica respectivă, și anume Luluța, fata cu anechirița. Măi, aș fi făcut ceva tip sunetul muzicii, pentru că, nu știu, când te-am văzut înconjurată de copii și am văzut bucuria lor, mai degrabă aș fi făcut ceva tip sunetul muzicii decât... Do, eu, doamnă, cam voinicăre, rezeunță, știi? O mică păsărică. Ținuta nu mi se pare foarte reușită. Nu este o ținută extraordinară. Mie unul nu-mi place nici partea de sus, nu știu cine a spus, nici partea de jos. Tu ai spus că partea de jos îți place. Puteai să faci altceva. Primăvara pentru mine înseamnă altceva. Ok. E foarte frumos ce ai făcut, dar nu te folosi de ei pentru a lua un punct în plus, pentru că ținuta din seara asta nu avea nicio legătură cu nicio primăvară, cu nicio floare, cu nimic, iar copiii, singurul ei plus în această seară de sâmbătă este că a reușit să facă niște copii fericiți și pentru asta, da, bravo, 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 ai stil și meriți felicitări. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, Cătălin. Vorbește cu cei de acasă, Raluca. Dragilor, să știți că eu am vrut să vă aduc bucuria în seara asta, bucuria primăverii, prin decor, prin clinchetele copiilor, prin bucuria celor care au fost aici și prin ținuta mea, de altfel. Dacă și vouă v-a plăcut momentul, vă rog din suflet să mă votați la 1206 cu indicativul 9. Mulțumesc, Raluca! Și eu mulțumesc! Eu atât vreau să spun. Raluca Tănase în seara asta are cea mai atrocisimă coafiură care s-a inventat, sau nu, printre cele mai atrocisime coafiuri care s-au inventat, așa, văzut, în istoria realizat, atrocităților. În istoria atrocităților prezentate în materie de părăraie la Bravo Istin. Și Bianca Giurcanu ne rezervă surprize pentru această seară, nu de alta, însă știți foarte bine, la finalul serii ne despărțim de una dintre cele 9 celebrități, pentru că da, este seară eliminatorie. Spun doar atât. Domnul Cătălin Botezatu, atențiune! Wow! Opa! Bună seara! Se apropie ziua femeii, așa că noi ne-am dorit să scriem câteva cuvinte legate de asta. Femeia. Ce mister! Poeții scriu despre ele, artiștii le pictează și le sculptează formele perfecte, imperii întregi mergeau la războaie pentru ele, dar ce știm noi totuși despre femei? Știm că e greu să fii una în 2020, într-o societate care te conturează după bunul plac. Fie ești prea slabă, fie ești prea grasă, fie ești prea frumoasă, fie ești prea urâtă, fie ești prea inteligentă. Dacă ești tăcută, ești seacă. Dacă ai păreri, ești prea mult. Dacă ești prea cu minte, ești plată. Iar dacă ești jucăușă, vrei atenție. Dacă ai succes, sigur ai făcut un compromis. Dacă plângi, ești prea sensibilă. Dacă iubești, ești prea vulnerabilă. Dacă ești singură, ești prea dură. Dacă ai o părere diferită, ești o femeie nebună. Dacă ai un business, sigur nu l-ai pornit tu. Dacă ai 30 de ani și nu te-ai căsătorit încă, o să rămâi singură. Dacă ți-asumi sexualitatea, ești ușoară.
Dacă ești autoritară, ești prea agresivă. Dacă luți pentru ceea ce-ți dorești, ești egoistă. Vezi că e bucătăria goală? Ai lăsat cratița pe foc. Lasă visele, că cine mai face de mâncare? Dar curățenie cine face și de copii cine are grijă? Și nu uita să spui scuze, oricând, oricui, indiferent a cui e vina. Să fii umilă și cu minte. Dar nu prea cu minte, că nu ne place nici așa. Să fii sexy și rea, dar nu prea sexy. Fii provocatoare și doamnă, dar mai ușor cu ambiția, că ne intimidezi. Femeia. Femeia e viață. Femeia e totul. Când ea începe și când vrea ea se termină. Femeia e puternică, e o zeiță, e un dar. E punctul în care fantezia și realitatea s-au luat de mână. Femeia e pasiune și frumos. E dragoste pură. În trecut, dacă un băiat îmi spunea că nu sunt ca celelalte fete, mi se părea un super compliment. Dar astăzi, acum, vreau să fiu exact ca celelalte fete. Pentru că celelalte fete sunt al naibii de puternice, sunt curajoase, sunt capabile și indiferent dacă se îmbracă în rochi și au păr lung sau în tricouri cu trei mări mai mari și bocanci, eu, fetele sunt exact cum vor ele să fie. Nu e nimic ce nu pot face, iar asta e tot ce contează. Iar data viitoare, când un bărbat se uită cu superioritate la tine, amintește că orice poate face el, poți face și... Amintește că orice poate face el, poți face și tu, în timp ce sângerezi. Mulțumim! Bună seara, Bianca! Bună, bună seara, Laura, Giurcanu! Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Eu nu vreau să fiu judecată pentru ținuta mea de astăzi de către păi, mine. Păi nu ești concurentă, asta înseamnă că nu vei fi judecată. Vreau pentru picioare, pentru picioare să le dăm afară. Să nu mai vorbim despre picioare. Hai că nu se văd, ok. La tine se văd, în schimb. Dar ce faci, plângi, Bianca? Sunt, am emoții. De ce? Că e cu mine. Da, în familia noastră se știe, Bianca plânge cu orice ocazie, eu sunt puțin mai... bărbătoasă. Mai dură, da. Da, probabil am luat tot ce, toată puterea. Și eu sunt mai dură în general. Da, face asta și în mod normal acasă, da. Când sunteți voi da. Sigure? Se emoționează da. De la ce? De la orice. Da, efectiv de la orice. De când eram mici, dacă, nu știu, eu ridicam vocea, ceea ce făceam destul de des. Ce bătaie mi-am luat. Ok, bătaie? Că, e ok. Și că bine, e suficient să nu mai dăm. Așa e între frați, așa e între surori. Toată lumea, cred că dacă are frați sau surori, știe. Înțelege. Exact. Am zis că prezența ta e o surpriză pentru Cătălin, nu de alta, da. Însă voi vă cunoașteți de foarte multă vreme. Cătălin, te-a și pomenit în cadrul emisiunii noastre. Da, am dat auzit, exemplu. Am auzit. Mulțumesc. Păi da, pentru că pentru mine ea a fost una dintre cele, și este un exemplu. Ea a câștigat o emisiune de fashion. Mi-am dorit să câștige acea emisiune pentru că este o fată deșteaptă, frumoasă. O să te îmbrățișez. Hai să ne îmbrățișăm. Mi-a fost tare dor de tine și să știi că ne știm de 10 ani. Oh, Doamne, 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 Doamne. Uite ce fete frumoase am. Au trecut 10 ani de când Cătălin s-a uitat prima oară la mine și a zis: eu văd în fata asta ceva ce nimeni nu vedea la momentul ăla. Ea nu știe că din primul moment am știut că ea va fi câștigătoarea acelei emisiuni. Auzi, și Cătălin, când s-a uitat prima oară la tine, tu fiind pe tocuri, acum fiind în Bocanci, da. Fiind mai înaltă decât da. El, cam da. Ce-a văzut Cătălin la nivelul ochilor? Ce văd de obicei la toate femeile frumoase. Exact. Da? Da. Nu de alta, dar știm da. Că îi plac femeile înalte lui Cătălin. Eu mă bucur tare mult că ai fost alături de noi. Mulțumesc. Laura. Sper să-i dai din forța și din puterea pe zi. Asta fac în fiecare zi. Avem, după ce mai văd o gală sau după ce mai văd o emisiune, sunt Bianca. Ok, asta. O bagi în ședință? O bagi în ședință, da. Și prinde ceva? Prinde. Prinde. Nu, eu zic că prinde, nu? Prinde, nu? Și textul cine l-a scris? Mai am o curiozitate. Textul l-am scris împreună. Voi l-ați scris împreună, deci da. Nu ați luat de undeva, nu știu. Nu, ne-am inspirat sigur din tot ce se întâmplă, practic, din societate, da, adică n-a fost nevoie să ne gândim foarte mult, că sunt lucruri pe care le vedem și le simțim în fiecare zi ca și femei, ca și membrii ai societății, deci a fost foarte ușor. Am pus, practic, ceea ce cred că a gândit orice femeie măcar o dată sau un bărbat sau oricine și am pus pe foaie și sperăm că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut foarte mult, a ieșit senzațional și m-am regăsit în discursul vostru. Ție îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost mult. Alături de noi. Pe acolo sau pe acolo? Uite, pe acolo să deschid porțile pentru tine, Laura Giurcanu. Iar noi rămânem în prezența Biancăi. V-ați regăsit, fetelor? V-a plăcut? Da, chiar. Da. Mai ales întreaba cu prea frumoasă și prea inteligentă, exact pentru mine. Și prea slabă. Tot și pentru mult prea slabă, da. Calina? Îmi place rochia pe care o porți, îmi plac pantofii, bineînțeles, da, pentru că îi avem pe aceeași. Îmi place și cum ți-ai făcut părul. Singura chestie care nu-mi place este cureaua. Cred că aș fi pus altă curea, nu știu exact ce curea. Îmi place da. Cureaua.
dar nu mă deranjează extraordinar de tare. Mulțumesc. Felicitări. Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc. Hai să vedem ce spun jurații despre moment și ținută Bianca în fața lor. Da, ai avut un moment, nu știu dacă neapărat de primăvară, dar voi ați fost ca... Noi am vrut să ne legăm că e luna femei. Da, da, luna femei, exact. Rochia este rochie puțin cam simplă, puțin cam... E diafană, într-adevăr, are o culoare frumoasă, dar nu am înțeles nici măcar accesorizarea. Tu ești foarte frumoasă, asta este clar. Nu știu să o spun până la capăt. Dar, totuși, într-o seară de sâmbătă seară, într-o primăvară, cum spuneai tu, colega de acolo, dacă e primăvară, totul e frumos, puteai să faci mai mult. Te-ai poticnit destul de grav uneori citind acel text. Am avut foarte mult. Noi aici, eu te cred, dar deja ești de ceva vreme în această emisiune, te-ai asumat și v-ați asumat toate că intrați într-un show de divertisment, este televiziune, dar considerați că aveți prea multe emoții, că nu puteți face față acestui gen de emoții. Că stăm acasă, nene. Înțelegi ce zic? Să plec în seara asta. Nu, eu nu asta încercam să-ți spun, eu voiam să înțelegi exact la ce mă refeream. Dacă eu aș fi avut acest text, culmea, scris de mine, stăteam ca Demostene în fața oglinzii, doar că era la malul mării, cu pietre în gură, și-l citeam, și-l pitroceam, și-l repetam până eram Betty Davis. Da, l-am preț de citit două secunde, de multe, două multe minute. Ori l-am citit, dar nu mai vedeam, efectiv, era ceață în fața ochilor. Păi și eu ce vină? Nici o vină. Asta încerc să-ți spun. Vină, da. Știi că nu-mi place rochia. Adică nu e nici bohoșic, nu e niciun fel. Are un aspect așa de lenjerie, de cămașă de noapte. Cred că puteai să faci mult mai mult pentru o rochie lungă. Iar tu ai avut ținute mult mai compuse și mult mai bune până acum, inclusiv în timpul săptămânii. În primul rând, ați venit fără energie. Nu știu ce va urma, dar ce am văzut până acum, ați venit fără energie. Aveți niște rochii total neinspirate, băi, total neinspirate. Ok, tema este Hello Spring, este atât de ofertantă. Nu înseamnă neapărat că trebuie să trântim trei flori și să ne îmbrăcăm în culori pastelate și gata, ia uite o primăvară. Da. Puteai să faci orice altceva. Textul mi-a plăcut și m-am bucurat să o văd pe soră ta. Vorbea numai... La momentul în care a început Laura să vorbească, s-a umplut pe atât, dar și tu poți să faci lucrul ăsta, Bianca. Nu știu ce. Bine, să zic. Ți-am spus chestia asta de un milion de ori și tu ești o tipă extraordinar de deșteaptă, ai secundă, dar în momentul în care se aprinde... Empatică, etc. Da. Când se aprind lumile, zici că am muțit așa ca un pește în acvariu. Nu știu de ce, nu înțeleg de ce. Rochia, sincer, nu-mi place. Este o ținută nefericită și dacă pe celelalte le-am notat cu 2 înaintea ta, n-am cum să notez mai mult. De moment nu am ținut cont de unde rezultă că asta este Bianca. Mulțumesc. Nu-s mulțumită deloc. Te văd. Mulțumesc. Mulțumesc. Mamă, ce note mici, Bianca. Aia e. Mai dar tu știai că-i seara eliminatorie? Da, știam și asta am considerat. Și ai încredere că... în ținută? Da, normal, dar am și luat-o, că altfel nu o purtam. Nu mi se pare că ținuta mea a fost cea mai slabă din platou. Chiar nu. Nu mi se pare că meritam nota 1. Dar asta e. Vește cu cei de acasă. Celor de acasă, ce să le mai spun? Să voteze 8 la 1206. Eu le mulțumesc pentru toată susținerea lor. Sper că v-a plăcut momentul din această seară. Și votați 8 la 1206. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Vreau să iau jos textul la fetele astea și să recit și eu dacă era cu dicție. Patos, cu patos. Mai rar, că eu vorbesc foarte repede. Spuneam cu patos ce aveau ele de zis, s-au gândit textul ăla. Și dacă ramuri bat în geam, și se cutremur, plopii, e ca în minte să te am. Și gând să-mi uite apropii, vezi, îi suflet ce am eu, vezi? Ferească Dumnezeu să speriași copiii. Mă rog, până ajungem la deznodământ, v-am mai spus și că seara e presărată cu surprize. Una dintre ele vine chiar acum din partea Deei Codrea.
Bună seara, bună seara, Dea! Bună seara, doamna Maria! Bunica, acea bunică deja celebră, despre care Dea ne spune povești, pe care o vedem pe rețelele de socializare, pe care am avut plăcerea să o și cunoaștem în această seară. Ce face bunica Maria? Mulțumesc, bine. Foarte bine. La nepoțică. Cu nepoțica, nu? Vreau să știu, ce s-a întâmplat pentru pregătirile acestui moment. Unde am fost, mamă, ieri? La repetiții? Repetiții a fost, mamă, așa. Ați făcut repetiții? V-a pus să faceți repetiții? Cu ce? Cu mișcările, cu pașii de dans? Da, tot așa. Cine a învățat? Că sincer, mi s-a părut că v-ați descurcat mai bine decât de ea. Da, așa e. Păi am. Dar mamaie în tinerețe a fost, ducea horele prin sat, adică... Se vede, se încă vă ține. O sârbă oltenească. O sârbă? Dar facem o sârbă acum? O fac. Ia uite, doamna Maria, e pregătită, mi se pare super. Și bătută o iau. Și bătută. Da. Are 80 de ani, am vrut să zic chestia asta pentru că mă mândresc maxim cu ea. Doamne, mulțumim înainte, felicitări! Înainte, este foarte onorat să vă cunoaștem. Dea, cum e doamna Maria? Vă ascultă, nu vă ascultă? Vă întreabă? Mă ascultă. Nu-mi iese din cuvânt. Nu iese din cuvânt? Mă respectă. Așa cu minte? Da. Dar am înțeles că ați mai urechiat-o așa după câteva emisiuni. De ce? Nu mânca când era mică. Aduceam cu castronul la copii și ia de mănâncă. Ce mai? Că te ia cu tare, că te mănâncă cu tare. Numai așa o speria mititică. Și în emisiune aici cum se descurcă? Vă place? Place. Vă place? Da. Mi-a zis place. Să fiu mai sexy. Așa mi-a zis. Da. Mă vrea mai sexy, da. Nu? Dar știi de ce? De ce? Se supărată pe Cătălin. Au! Nu știu ce are cu fetița mea. Numește. Nu. Păi da, cred că o iau serios. E băiatul meu. Nu am nimic, să știți, cu fetița dumneavoastră. Și m-ați emoționat la maxim. V-a dat lacrimile. De-aia am și pus ochelarii, da, e pentru prima oară când sunt emoționat în acest concurs. Pentru că și eu mi-am iubit foarte tare bunica. Mi-aș fi dorit să o revăd și să mai fiu alături de ea. Nepoata dumneavoastră este extraordinară. Este extraordinar de talentată. Și am susținut-o din primul moment. Fac acum un anunț public. Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai puternice concurente. Și chiar dacă uneori o mai cert, ceea ce fac și poate faptul că o cert este ceva constructiv, pentru că mi-o doresc în finală. Și poate nu numai. Mulțumim. Să știi că așa era și mamaie când eram eu mică. Mă certa tot timpul. Da, da. Da, mamaia altuia așa din când în când, că nu eram cu minte. Mamaia mea o să aminte de bunica mea, pe care am iubit-o foarte mult și care m-a crescut într-o anumită parte a vieții mele și care a însemnat totul pentru mine, poate mai mult decât mama mea și care, din păcate, a murit și la care mormântare n-am putut să particip pentru că eram pe un alt continent, eram foarte departe de România, eram în Peru și am murit în noaptea de ziua, în ultima zi a anului. A fost foarte delicat, indiferent ce aș fi făcut, n-aș fi putut să ajung la mormântare și nu mi-am putut lua la revedere de la ea. Doamna Maria, eu vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi. Sunteți senzațională, un exemplu, cred că rămâna din suflet. Porțile s-au deschis pe pentru voi. Foarte bine, să rămână mult. Și eu. Hai să vă pupăm, mulțumim tare mult, bunica Maria. Să rămână, vă pupăm. Ușor. Da, așa sunt. Da, gata. Mulțumim! La revedere! Seară bună! Pare rău că am uzei rujul ăsta, ca să fi venit să vă fi pupat într-adevăr. Vă iubim! În culise, doamna Maria, le puteți da câte un pupic și juraților. Bia! Da, mi-a plăcut momentul cu bunii. Ei, stai, până la moment. Până la moment avem de discutat niște lucruri. Da. Chiar dacă ne emoționăm, nu putem să nu vorbim despre lucrurile care se întâmplă între voi și din câte am înțeles, astăzi s-au întâmplat multe între tine și Dea. Nu. În primul rând, aș vrea să-mi spui dacă ți se pare lipsă de respect pentru tine, pentru public, faptul că fetele râd și își dau coate atunci când tu defilezi. Da, mi se pare lipsă de respect. Nu este normal ca eu să defilez și ele să râdă. Și să vorbească atunci când eu dau mesaj pentru public. Înseamnă că nu vă respectați publicul. Mi se pare foarte urât în timp ce eu îmi fac prezentarea, voi să râdeți. Asta e respect față de public. Păi nu râde de public. Păi tocmai, că nu ai respect nici față de tine dacă începi să râzi de un om. Da, dar în general n-am respect față de mine. Și eu când eram... Și eu când eram față de persoana respectivă. Da, fii atentă, eu n-am făcut când era să cad. Poate nici când era să cad. Când era să cad, nici eu am început să râd. Eu ce trebuia să fac?
lasă-mă. Nici eu nu aleg să fac, dar numai că altele n-au râs și a zis, citez, bravo doamna Vădulescu, când se lua Raluca de mine la roast. Hai Bianca, mai bine m-aș abține locul tău. Ia, ai grijă, Bianca. Am grijă că ce mă ameninți? Dar ai grijă ce scos pe gură, că ne arăți că e prost crescută, ești de fapt. Mă ameninți? Nu, că spun ai grijă nu înseamnă că te ameninți. Îți spun doar că pari foarte prost crescută în momentul în care jignești în continuu. Ia, spune-i lui mama chestia asta. Da, ești foarte prost crescută pentru că jignești în continuu. Să faci nesimțită. Eu n-am să vă zic cuvinte. Păi mai bine să fiu arogantă. Mai lucreze mai cătă la comportament. Mai bine să fiu arogantă decât să vorbesc că ești nesimțită. Păi asta e fată, ți-am să adevăr. Ce mi-ai zis mie, stai liniștită. De multe ori chiar ne amuzăm, dar ne amuzăm real de moment. Adică și o reacție naturală că îți vine să râzi. Dacă te-a deranjat, îmi cer scuze pe ocazia asta, cu ocazia nu asta. Nu este ceva natural, ești la televizor totuși. Cine dacă trebuie să râd, dacă simt nevoia, că n-am jignit. Atunci când eu vorbesc cu publicul meu, da, tu trebuie să taci. Nu, okay. Să vorbești peste mine și să faci glume. Sau să începi să râzi că ce, pentru ce râdeai? Ce ți s-a părut amuzant? Exact la care moment te referi tu, Bia? Pune-mi din gala trecută. Ce ți s-a părut atât de amuzant încât să râzi tot timpul ca ce chestie, că nu înțeleg. Bun. Era acum singura, poți să răspund? Cum? Era singura? Nu, am văzut că toate râdeați pe momentul respectiv. Bun. Ca și în momentul de astăzi, la un moment dat, datorită unor factori, nu știu, felul în care, nu știu, te-ai învârtit, melodia și așa mai departe, am zâmbit, ba chiar am și aplaudat. Eu nu știu cum tu vezi doar momentele negative, în care ți se pare ție că cineva râde, nu știu, batjocoritor. Astăzi te-am aplaudat, puteai să-mi spui lucrul ăsta. Vai de ea, dar îți mulțumesc că m-ai aplaudat. Îți mulțumesc dacă ai aplaudat. Asta-ți și spun. Atunci când eu vorbesc cu publicul telespectator, voi de ce vorbiți pe momentul meu? Voi, nu știu ce eu să pur și zic, simplu eu sunt în fața voastră, voi sunteți în spatele meu. Sigur. Eu vă aud, nu pot să mă concentrez să transmit ceea ce vreau să transmit acasă. Pentru că noi nu suntem atât de obișnuite cu platoul de televiziune și am impresia că dacă te vezi doar tu la televizor și Calina sau oricine altcineva mă întreabă ceva, pot să răspund, nu-mi dau seama că tu mă și auzi. Așa că din nou îmi cer scuze dacă te-am deranjat. Nu este un lucru voit și se mai întâmplă, cred, să facem cu toate chestia asta și pe momentele altor fete. Dar nu e, wow, îmi doresc să strig momentul, că dacă aș vrea să strig momentul, mă ridic și vin și strim momentul, dar nu mă reprezintă treaba asta. Mă aștept să faci și chestia asta. Tocmai am spus că nu mă reprezintă. Fiecare înțelege glumele într-un mod diferit. Eu asta am spus, că tu nu ai înțeles gluma și n-ai râs la ea. N-am zis dar nimic. De la a glumi și până a ajunge să vă jigniți, să vă amenințați, așa cum ați făcut astăzi în culise, să vă spuneți că întreceți limita, e cale lungă, cred, nu? Absolut, mi-a spus că-s prost crescută. Tocmai astăzi. Nu, nu, nu. Tu mi-ai spus mie că nu am... Că mama mea nu m-a crescut bine. Nu am spus asta, eu n-am folosit niciodată într-o deci frază mama mea. Deci te rog din suflet, Ilinca, să luăm filmarea, să ne uităm absolut pe filmare. Tu ai, absolut, tu ai atacat în mine că mama mea nu m-a crescut bine. Ia. Deci eu am o mamă care are suflet, da, și cred că toate gândesc, mamele toate au suflet. Și nu cred că vreunei mame i-ar plăcea să, să îi vorbești copilul de rău. Bia, eu nu da? Trimis și tu niciun nu știi ce educație am primit și nu ai de ce să vorbești despre familia mea. N-am zis nimic de genul ăsta. Ok, da. Bine, atunci o să vorbim când vor apărea imagini. Exact. Păi, imagini au fost văzute de către exact de acasă. Ok, exact cu eu n-am, ce eu n-am folosit această frază. În culise. Da, plus și că eu nu mă repet. Am înțeles că pe te a deranjat-o și faptul că tu ai fi jignit fetele la testimoniale. Eu nu am jignit fetele la testimoniale. Nu știu, face eu pe spun cineva doar adevărul. Mie mi se pare jignire. Dacă nici asta nu e o jignire, atunci nu știu ce mai e. Eu spun doar adevărul. Ceea ce vreau să spun, eu sper spun. Nu m-am ascuns niciodată după scaun să zic, stați un pic că nu vreau să dau vreun nume sau nu vreau să vorbesc de cineva. Nu. Povestea eu sunt chiar realistă. Dacă am ceva de spus, spun. În culise spunea că noi nu avem curaj să-i spunem, ba chiar cred că cu Raluca avea un dialog, că nu avem curaj să-i spunem în față ce spune la testimoniale. Mm-hmm. Și atunci am zis, băi, Bianca, sincer, noi nu jignim nici aici, nici la testimoniale, tu spre deosebire de noi ai folosit cuvântul nesimțită la adresa Oanei, mi se pare maximul de jignire, adică... Ideea e că eu am trecut peste, nu sunt supărată pe Bianca absolut deloc și dacă ea așa a zis, nu e niciun fel de problemă. Da, dar totuși am înțeles și întotdeauna am încurajat discuțiile dintre voi, fetelor, tocmai pentru că despre asta este vorba în acest show de televiziune, despre a vă arăta caracterul, personalitatea celor de acasă, indiferent că e o situație tensionată, indiferent că râdem sau glumim. Însă, totul până la jigniri, cumva. Ai simțit nevoia să o jignești? La gestul pe care l-a făcut, da. Și îmi asum ceea ce am zis. Și o să zic în continuare. Are un caracter urât. Oana. Da. Și de ea? De ea atât, că e ea mai țăvnoasă așa. În rest nu am absolut nimic cu ea. Și că mi-a făcut mama, că nu m-a crescut bine. Ia uite mama ce zice despre tine.
Bianca, să știi că dacă lucrurile nu stau așa, o să avem o discuție foarte serioasă. Eu nu mai doresc să am discuții cu tine. Adică dacă eu nu am spus aceste cuvinte. Tu ai spus aceste cuvinte. Ei. Ok. Că sunt foarte prost crescută. Chiar tu ai adus în discuție această chestie. Ok. Dacă eu consider că sunteți niște nesimțite, da? Pentru că nu vă asumați anumite chestii și așa consider eu, așa o să vă fac. Da? Cum voi ați făcut, m-ați făcut în toate felurile, că nu mai vorbiți cu mine, că râdeți de mine, că atunci când eu vorbesc cu publicul meu, voi vorbiți și să nu fiu eu atentă. Uite așa, eu vreau să vă fac nesimțite. Da? Bun. Dea s-a exprimat astfel. Se vede buna creștere. Așa. Da. Pe comentarii, dar da. N-am avut... Încă o dată trebuie. Tu nu înțelegi nuanțele, Bianca. Am spus se vede buna creștere, dar n-am zis: "Mama Bianca, fiica dumneavoastră este prost crescută, mi-e și rușine să reproduc, despre ce vorbim?" Nu-mi permiteam să îi adresez unei femei care n-are nicio legătură cu competiția asta un lucru păi în mod și cum direct. Îți permit să îi adresez mamei mele că se vede buna creștere, că dar nu i-am adresat dar mamei tale, ți-am adresat draga mea. Ție. Și la, am spus păi că și se vede buna creștere să mă adresez mie asemenea păi cuvinte. Și tu cum îți permiți să ne jignești, că m-ai jignit atâtea ori că te-am jignit? Că trebuie să cobor la nivelul meu, că sunt asta e adevărul, mă asum tot ce am zis păi și atunci vreau să vorbesc despre tine. Că din moment ce-ți permis să spui despre Oana că e nesimțită, scuză-mă, dar nu văd nicio bună creștere. Nici măcar nu știi contextul. Ba da, că m-am uitat și eu la emisiune, ce da, crezi? Și ai văzut că mi-a blocat mașina și n-a vrut să-și dea mașina la o parte doar dacă îi spun că peruca e frumoasă. Uite, nu e frumoasă, Oana, nu ți-a stat bine, nu mi-a plăcut. În Senegală măsură trebuie să-mi fac datoria și trebuie să vă spun atât vouă cât și celor de acasă că tu ai jignit-o pe Oana, adică i-ai adresat cuvintele respective înainte ca Oana să-ți fi blocat mașina. Oh, wow. În ce context? Că nu mi-aduc aminte. Eu știu foarte bine că am mers la ea la testimoniale, dar de-a un... testimonialul a fost înregistrat înainte ca Oana să-ți blocheze mașina. Oana are un caracter urât. Și o să repet. Da, deci nu are legătură cu mașina. Și cu are mașina cu și cu caracterul ei. Asta este părerea mea și o să o duc până la capăt. Nu îmi place ca persoană. Are și părți frumoase. Acum nu-i cazul, că toată lumea știe și părțile ei frumoase. Nu-i cazul să o ridic în slăvi. Ok, mulțumesc. Hai să vedem cum arată ținuta Bia. Cum a arătat momentul. Mi-a plăcut ideea cu bunica. Să străiască, să mulțumesc. Te bucuri de ea. Nu știu ce să zic despre această ținută, care mie nu-mi place deloc. Nici nu știu cum să o numesc. O fustă ridicată în sus, nu înțeleg. Nu-mi place. Salopeta, cred că e salopeta, da? Un overall, da. Așa, da. E frumoasă, e finuță, dar nu-mi place partea de sus, cea cu mov. Mersi. Machiajul e drăguț. Mersi. Mulțumesc, Bia. Hai să vedem ce spun jurații despre moment și ținută de ea. Mulțumesc. Te rog. Eu nu știu ce ați pățit în seara asta, efectiv. Ești deja a 1, 2, a 4-a concurentă, nu? Da. A 4-a concurentă. Mie mi se pare cea mai slabă ținută cu care ai intrat tu vreodată până acum pe acele porți. De la pare începutul rău. Competiției până în prezent și mă refer inclusiv la ținute oarecare formate din jeans cu ceva purtate în timpul săptămânii. Este cumva o ținută mai ok cu... un, să zic, 15-20%, hai un 30% decât ce au prezentat predecesoarele tale. Dar realmente mă așteptam să apar cu ceva badabum. Wow, nu s-a întâmplat asta. Ținuta, fără doar și poate, nu este preferata mea, nu este lucrată bine în zona picioarelor, tu ai niște picioare foarte frumoase, ți-le îngroașă pentru că e o dantelă care nu este elastică și nu-ți permite ca ea să se apropie de corp. Nu e rochie, nu e. Dar aș vrea să fac o simplă remarcă și scurtă. Fetelor, în loc să vă certați pe SUV-uri și pe care vă blocați în spate, mai bine vă certați pe stil. Ar fi mult mai indicat. Când vă aud că v-ați certat, mi-ați mai blocat mașina. Ba tu mi-ai blocat mașina. Aș vrea să spui, m-ai blocat când ți-am văzut ținuta aia, dar am rămas mută când am văzut ce stil ați făcut. Of, alte sezoane, fetele veneau cu taxiurile și cărau, uite așa, geamantane întregi, cu hăinuțe vai de capul lor și făceau un stil. Și erau niște amărâte în ghilimele spus. Voi vă blocați cu SUV-urile. Aș vrea să vă spun ceva, dar e sâmbătă seara și nu o să o fac.
Am așteptat cu nerăbdare apariția ta în platou. Sincer, am așteptat cu nerăbdare ținuta pe care tu aveai de gând să o prezinți în seara aceasta. Din start, acele două chestii coloane cu flori de la starea civilă nu au sunat bine, dar am zis, hai, lasă-le, că or fi primăvara, tege. Vezi tu, trendul ăsta uneori vă poate fi prieten, altor vă poate fi dușman. Este ținută de inspirație foarte clară, dar nu este executată bine, nu sunt bine alese cizmele, overall-ul nu vine cel mai fericit. Rochea, culmea, acest tip de roche vine bine exclusiv ție, Oana, genul ăsta de roche nu este pentru noi. Nu știu că te-am auzit că el a făcut o roche lungă, aia, cred că de inspirație picioli a ta, da, dacă e lungă, măsură ce nu trec edițiile, edițiile lungă, parcă, nu știu, intrăm într-o gaură neagră ținutelor. Cred că asta și vrea să spună Raluca acum. Deci chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat astăzi cu ziutatea, adică, și mă uit la voi, iertați-mă că fac această paranteză și poate nu e foarte profi din partea mea, dar nu pot să mă abțin să nu fac asta. Mă uit la jumate dintre fetele care deja au defilat, au avut momentele, mă uit la ținutele lor de gală, inclusiv cea pe care o prezinți tu, și mă uit la ținuta de intrare a Alexandrei Ungureanu, care e de departe cea mai bună. Și dacă Alexandra Ungureanu ar fi intrat cu ținuta asta în momentul ei de gală, ținuta asta așa de intrare ar fi fost mult mai bună decât toate ținutele prezentate de voi de gală. Nu e posibil așa ceva. A frecat-o o modă și s-a îmbrăcat cu mileul mamaia de pe frigider. Pe cuvântul meu, sincer, era un mileu nefericit pe care l-a pus pe ea. Știu inspirația, știu ideea, dar nu i-a ieșit. Punct. Mulțumesc. Mai bună ținută, așa am apreciat momentul sărutări de mâini bunicii tale. Mulțumesc. Aș vrea să fii și bunica mea aici astăzi. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamne, ce note, ce, eu nu-mi dau seama ce se întâmplă, fetelor. Îmi pare rău, chiar îmi pare rău că v-am dezamăgit. O să încerc mai mult pe parcurs. Păi e seara eliminatorie, de știu. Acum cei de acasă, te rog. Dragilor, sper să fiți alături de mine și să mă susțineți. Am avut o seară mai grea, dar mă bucur tare mult că am reușit să o aduc pe bunica mea acum aici, că cine știe dacă mai apuc, așa că votați 3-1-206, vă rog. Mulțumesc tare mult, Dea. Mulțumesc. Ne-a spus de mai multe ori că bunica ei are mai multă energie și mai multă și mult mai vivace decât ea. De ea a avut dreptate. Doamna Maria era forță. Aia mică, era, de ea mai leșinețică. Primăvara totul renaște, cumva natura îmbracă o cu totul altă haină, plină de culoare și cu natura vrea să se asorteze, hai să spun așa, și următoarea noastră concurentă, Andreea Tonciu. Seara, Andreea Tonciu! Bună seara! Bună seara! Bună seara, ghioceilor! Doamne, ce fete frumoase ți-ai adus! Da. Acoperă-te, te rog, că e cazul e jale mare, da, știu. Nu e jale, e cazul să fim decenți și frumoși la televizor. Da. Mă bucur tare mult că ați fost alături de noi, prințeselor! Ce frumoase sunteți! Mulțumesc! Superbe sunteți! De balet! Da. Mulțumesc celor de la Casa de Balet pentru această surpriză minunată din această seară. Prințeselor, vă mulțumesc tare, tare mult. Uite, doamna, felicitări, ați fost superbe. Vă mulțumim. Da. Haideți. Haideți. Floricele de la fetițe acolo. Uite, se deschid porțile pentru voi. Stați puțin să împartă florile colegelor mele. Păi așa, Andreea, spunem că eu nu înțeleg ce se întâmplă. Haideți pe aici. Asta e pentru tine, Ilinca. Așa. Mulțumesc mult de tot. Asta e pentru tine, dragul meu. Mulțumesc. Pentru tine, Moris. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc.
Mulțumesc, pumnișicule. Mulțumesc, mulțumesc, cât de frumoase. Da, ești o frumoasă. E, da, și uite așa a venit primăvara și în platoul nostru. Platoul nostru. Gata, vă mai pupați, vă mai iubiți acolo? Mulțumesc mult. Mulțumim mult de tot, prințeselor. Băi, că sunt foarte drăguț. Dar Rebecca nu? Nu. De ce? Momentan nu, Ilinca, poate mai târziu. Poate mai târziu, am înțeles, bine. Am întrebat că eram și eu curioasă. Hai să vorbim un pic cu fetele, Andreea. Raluca? Da? Cum ți s-a părut momentul? Cum ți s-a părut ținuta? Ilinca, chiar la asta mă gândeam, că noi n-am mai vorbit de câteva zile și... Uite că se vede! Da! Uite, până la urmă ne leagă mai mult decât o colegialitate, că... Momentul a fost cumva asemănător. Ne-am dus către aceea zonă. Mi-a plăcut foarte tare, m-a emoționat. Îmi place rochia pe care ai ales-o. Cred că aș fi schimbat cumva coafiura, aș fi făcut altceva, dar mi-a plăcut foarte mult. Până și ideea de a împărți flori jurului și colegilor a fost tot acolo. Mulțumesc, dar jur că n-am vorbit despre asta. Păi, te cred pe cuvânt acum, nu trebuie să jurăm. Hai să vorbim și cu jurații, Andreea, despre ținută și moment, te rog. Măi, din partea mea, toată este o dezamăgire în seara aceasta. Nu știu ce va urma după momentul tău, dar ați băut gaz, ați băut apă de la câine, vorba lui Cătălin. Nu știu ce ați făcut. Toate tiuluri. Care e diferența între momentul tău și momentul Ralucăi? Niciuna, v-ați îmbrăcat și în tiul amândouă. Tu ești într-un tiul roz pal, Raluca s-a îmbrăcat într-un tiul turcoaz. Ăsta blă. Ca să nu vorbesc de rochea Biancăi, care este și mai nefericită decât cele pe care le purtați voi. Ați venit cu copii superbi, pe care îi felicităm din toată inima și ne bucurăm că am avut alături de noi în platou, dar trebuie să analizăm strict ținuta. Ținuta pe care o porți, Andreea, nu-mi place. Nu-ți place? Nu. Și nu înțeleg ce s-a întâmplat cu voi. Este gala eliminatorie. Ce aveți? Mult. Ce aveți în seara asta? Ce aveți? Coafiura îți place? Nu prea îmi place nici coafiura, tot doi cârlionți și o floare în păr. Da. Regăsim și la Raluca doi cârlionți și două flori în păr. Două urechelnițe. Mie îmi place mult mai mult coafiura ta decât coafiura ei. A, da? Între rochii nu e decât coafiura Ralucăi. E o secundă mai fericită coafiura Andrei. Bine. La Raluca este culițismul bigranda. Rochile sunt aproape identice. Singurul, nu sunt identice. Mă rog, am zis aproape. Adică ne referim la tiul, okay, culori pale, nu știu ce. Da. Singurul aspect pozitiv e că îmi place cum se decupează sandalele care sunt nude și pare că ești cumva de sculță, dar în același timp nu. În rest... I love you too. I love you so much. O rochie la fel de neinspirată, cu un aspect învechit, pase, cu flori în păr și cu două... Imaginându-și probabil în bani ăștia că este și o regină a gheții. Not. Da, eu ce să zic? Eu tocmai ce am făcut o colecție cu Vivaldi, când am auzit Vivaldi... De acolo m-am inspirat, Cătălin. Mi-am dat seama că te-ai inspirat cu balerine, bine. Mă așteptam la mai mult. Trebuia să aduc balerine de-alea mai mari, nu? Treaba ta, dacă aduceai mai mari sau mai mici. Nu, dar știi ce se întâmplă? Momentul a fost unul ca și al dumneavoastră de la Bambi, Raluca. Copii, frumos. Solo. Solo, da. Percuția. Solo, dar percuția. La rochie, tu, ca atitudine, parcă n-ai fost tu, parcă nu... Păi dacă n-am pietrele pe mine, Cătălin, normal. De unde sunt pietrele? Nu mai sunt, au curat și ele, gata. Mulțumesc. Dacă o să luați fiecare rochie în parte și să puneți mâna pe ele, o să vedeți că toate celelalte rochii din tiul, din seara asta, erau urâte, a ei era o rochie pe același gen, dar era o rochie frumoasă. Mulțumesc că nu e unul.
Tu râzi, glumești, dar cred că e cea mai proastă seară de sâmbătă pe care am avut-o de la începutul acestei competiții. După această emisiune mă duc direct la Lăutar să mă distrez. Să încânte muzica. Foarte bine, dar stai, Andreea, să trecem hopul de final, nu? Da. Vorbește cu cei de acasă. Eu vrea Dumnezeu, Ilinca, până la urmă. Asta avem o viață, trebuie să o trăim din plin. Dar până la Dumnezeu ne mănâncă voturile celor de acasă. Dragilor, simt că sunteți alături de mine. Vă rog frumos să mă votați, pentru că am luat note foarte mici în această seară. Am nevoie de voi. Așa că nu uitați să mă votați la 1206 cu indicativul meu numărul 4. Vă pup și vă iubesc. Mulțumesc, Andreea. Balerinele superbe, păpușele mici, rochea la fel ca toate celelalte pe care le-am văzut înainte. Toată lumea s-a gândit primăvară, tiul. Arde metrajul, Sulu, arde rochile. Și solo. Ce primăvară, ce energie bună, ce veselie, habar n-am. Nu știu ce o să se întâmple în seara asta. Urmează Calina, asta e cert. Calina, care iubește acest show, îi place mult să defileze, îi place să facă ținute bune și sper din suflet, poate ea o să aibă o ținută bună. Calina. Asta bună fost? Seara, Calina! Da. Bună seara! Ah. Să-mi iau florile. Da, Calina, ia-ți florile. Bună seara, îi spun și o dansatoare mai mare pentru botezatul. O balerină pentru botezatul. Da. Da, microfonul sunt pregătită, deci nu spuneți că vreți să vorbiți cu fata. Admirați-o în tăcere, spuneți-i cuvinte frumoase. Eu îi mulțumesc din tot sufletul și o invit. Te ducem culise cu solo împreună? Și eu îi mulțumesc, și eu îi mulțumesc. Atunci din suflet. Atunci poți să-mi la revedere. Este o balerină foarte talentată și mulțumesc din am văzut. A fost lângă mine în această seară. Da, da. Garnier. Cum? Garnier. Opera Garnier. Opera. Aș vrea să-mi iau și florile, că vreau să le dau tuturor. Păi, te rog. Okay. A, să mai împărțim o dată da, flori. Exact. Am zis că să fac și eu, dacă tot a făcut-o toată lumea. Andreea, ce-mi spui despre ținută, despre moment? Nu-mi spune iar că ți-a plăcut, de n-ai mai putut, ești leșinată toată dată pe spate. Dacă eram leșinată, Ilinca, trebuia să fiu pe aici căzută. A, deci nu ești leșinată. A, nu. Leșin greu. Nu. Îmi place, e foarte interesantă coafiura. Mersi. Te-ai pus toți fluturii la tine în cap. Exact. Foarte frumos. Mulțumesc. Așa. Ținuta mie îmi place, dar o văd, nu știu, nu o văd pentru gala asta. E foarte frumoasă, dar nu o văd pentru primăvară acum, nu știu. Bine, oricum noi avem gusturi diferite. Da, știu. Da. Seamănă cu fetele alea de la masajul tailandez. Ah, bune! Chiar, ele sunt îmbrăcate așa, nu sunt așa îmbrăcate. N-am fost niciodată la masaj tailandez. Păi și atunci de unde știi? Ce de pe internet, Ilinca. Folosesc și eu internetul din când în când. Instagramul e în regulă? Nu de alta, dar știu că o luase razna, a postat singur. Gata. Și-a revenit. Bine, gata. Hai să vedem ce spun și jurații despre ținută și moment. Calina, te rog. La acest kimono
Nu știu, nu inspiră. E în primul rând de prost făcut. Am înțeles, l-ai făcut în două zile. Da, și croitoarea s-a fost destul de bolnavă, da. Și era suspectă de coronavirus. Doamne ajută că nu are. Doamne ferește. Da, da, da. Nu este vreo creație, nu e vreo nebunie. Nu-mi plac accesoriile folosite, mă refer la sandale. Ok. Păi și ce ai fi văzut altceva în picioare? Adică ce culoare sau ce fel? Măcar altă culoare, dar măcar nu altă negru, culoare, dar negru la care sparge, negru la care rupe, sparge, sparge foarte tare. Deci da. Puteai să pui și nude, orice altceva, dar nu aveam nude în spate. Cu balerina, într-adevăr, e mai mare, din toate punctele de vedere, e mai înaltă, e mai... Dar tot nu te-a ajutat foarte tare. Băi, fiți atente. Voi când vă uitați acum, telespectatori, când se uită la voi, cum, în afară, nu, cine nu e în ținută? În afară de Alexandra Stan, toate sunt în ținutele... Gureanu, fetiță. Gureanu, iată-mă, dragă, ne pomenește Alexandra Stan, o vrea și ea în competiție, Alexandra Ungureanu. Deci, în afară de Alexandra Ungureanu, toate sunteți în ținutele pe care le-ați pregătit special pentru această seară. Blopal, 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 un roz căpiat și un mov căpiat. Ca și stăpâna. Poate pe pal așa... pe șters la mac. Stai, prezentă. Mă uit la tine acum pe ecran. Așa. Tu ai cea mai bună ținută pentru seara asta. Uite-te și tu. Mulțumesc. Sunt culorile potrivite. Mulțumesc, te ador, pisii mei. Pe cuvânt. Dar nu știu, te ador, pisii mei, super. Tu ești super, dar fii atent. Eu nu înțeleg ce e cu voi. Pentru mine asta înseamnă primăvară. Ce șters? Primăvara înseamnă ceva? Am vrut culori pale. Am vrut să fac ceva din culori pale, da, în seara asta. Doamne, Dumne. Băi, deci, dar și din culorile astea pale se puteau face niște ținute deosebite. Kimono este cu un pas mai frumos decât celelalte rochii de tiul. Ok. Tu ești Madame Butterfly, ai legătură cu orice, mai puțin cu Welcome Spring sau Hello Spring, cum era, care era tema Hello Spring. Eu nu sunt de acord, dar... Ba, dar ești Madame Butterfly, 100%. Porți adică un kimono, nu, ai același machiaj de inspirație. Mi se pare că nu am nicio legătură cu această temă, sinceră să fiu. Da, da, e o mai mare legătură cu Madame Butterfly decât cu Hello Spring. Și știi cu cine mai da, dar nu poți să zici că n-am nicio legătură cu această gală. O mini tiny, adică tu stai, la parter, tu ești la parter și legătura ta e undeva la etajul 14, fetiță. Singura legătură e că să-ți faci aceeași scară. Nu, adică legătura ar fi că tu la parter și ea la 14, adică balerina, voi fiind pe aceeași scară, aveți o legătură. Măi, știi cu cine mai semene? Am avut o viziune. În jocurile foamei... A, da, ce? Da. În jocurile foamei... Da. Cum o vei chema? Nu Katniss, aia, gătita aia... Aia. Șefa la joc. Aia, șefa la joc. Și aia se mai monta în felul ăsta. Avea niște... Da. Pupi. Dar eu nu știu de ce râdeți, pupii, de ce sunteți fericite. Mulțumesc. Că toate sunteți groazice în seara asta, că nu știu altfel din ce cauză sunteți așa de fericite. Mulțumesc. Doi pe linie. Ia. Mulțumesc. Da, vorbește cu cei de acasă, Calina. Nici eu nu înțeleg cum a dispoziția asta ieșită din comun. E... Dragii mei, sper că am adus primăvara în sufletele voastre. Eu mă simt foarte bine așa, sper că v-a plăcut de mine în această seară. Vă rog frumos să nu uitați să mă votați cu indicativul 1 la 1206. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, Calina. Și vreau să vă dau florile. Acum. Și vouă. Și nouă. Bine. Balerina era splendă, ea, balerina. Era frumos, dar asta frumos. Ajungem la același moment cu fâșneață. Păi fâșneață. Adică... Ia de ce s-a fâșnit? Deci o fată... Balerina era drăguță. Da, o fată... Dar de la aici până la spune că era splendă. Eu aș fi vrut să fac așa, fetiță. Fetiță, și dacă vedea Linda Evanghelista... Aia era Dumnezeu cu pământ, ce trebuie să zic. Uite, dar ia ce vrei, Calina, să-și aducă o balerină din aia care să fie cu trei capete mai mari decât ea, da, și-a găsit una fâșneață. Da, eu nu mă refer la înălțime aici. A, bine. Balerina ne-a plăcut. Balerina era fâșneață. Da. Poate Oana, că uite, tot cu poate, poate. Speranța moare ultima. Poate Oana... E cea care o să aducă cu adevărat primăvara în sufletul nostru în această seară, cu o ținută bună și cu un moment la fel de bun. Oana.
Dar noi trebuie să mergem după aia când asta a fost repetiție, sper. Nu, iubita mea, n-a fost repetiție. Păi ce asta drept ca să nu fie repetiție? Păi da, trebuie să fie repetiție asta. Păi cine și noi trebuie să stăm în coțoperiza repetiție? Să mergem așa aici. N-a fost repetiție? Păi și să ce fumăm a făcut Oana? În timpul repetiției. Nu cred că n-a fost repetiție. Și ce mai urma sau ce mai trebuia să se întâmple? Uite, deci se nu dezbrăcau cred că domnișoarele, repetiție. Rămâneau în rochii de primăvară. Păi da, s-au dezbrăcat domnișoarele, au rămas în rochie de primăvară. Bună seara, bună domnul seara, și-a pus seara. Și jilet, că și-a pus-o, am observat când montau la repetiție, a fost când s-a montat... Decorul. Mie îmi plăcea costumul domnului, dar îmi plăcea mai mult fără. Redingotă. În momentul a arătat foarte bine, deci nu mai sta stresată, că moment, mă rog, dacă sunt foarte profesioniști, stresată. Mă gândesc că nu avem de ce să avem. Vă mulțumesc emoții. Mult, copii, chiar vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc din ați suflet. Fost foarte frumoși. Porțile se deschid pentru voi, lăsați-mă în compania Oanei. Aveam și o poveste aici noastră. Cu... Păi deci spune-mi nu... povestea, ce poveste? Păi nu știu, că nu mai vreau să zic nimic. Dar ce s-a întâmplat? Da, zi povestea, Oana. Ai urma ceva? Pentru că până... Nu, nu mă dezbrăcam, voiam să zic că eu sunt soarele și cât soarele în rochia asta. Da, aveam o rochie fără această chestie în talie, am legat-o în spate, că am zis, nu, dacă o să mă vadă oamenii din juriu, cu talie, fără talie, o să fie... Asta, nu știu ce să zic despre rochie, dar uite, putem da, să stăm de vorbă cu fetele, o să stăm de vorbă și cu jurații, tu stai acolo, bine, e perfect, stai da, acolo. Da, da, perfect. Eu o să mă duc în partea asta. Bia, ce părere ai? Am observat că ai niște papainoage. Ia arată-ne, dragă, mamă, și nouă încălțări. Ce papainoage ți-ai luat. Ai să râzi, da. Eu zic că merg. Cu print, așa, cu iarbă, cu flori. Nu știu unde le-ai găsit, dar... Sunt de pe un site, o să ți-l dau. Dacă nu, că eu nu vreau să-mi cumpăr așa ceva. Ok. Am primit interdicție la papainoage. Au și alte chestii, Bia, foarte tare. Da, atunci dăm site-ul. Sunt cunoscătoare. Bolerou-ul acela mi se pare interesant. Și eu purtam într-o perioadă așa, să mi-a da, fost e flori naturale. Da, 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 sunt petale lipite pe mine. Da, e foarte drăguț. Da? Da, și da. S-a rupt și rochia în spate. Deci e și tu purtai ceva similar la un moment dat din petale lipite sau din alea de săpun? Deci nu nici preț. De săpun, nici din petale, purtam bolerouri pur și simplu pentru că simțeam nevoia să am tot timpul ceva pe mâini. Sunt feminine. Da, mi se pară... Și sunt de primăvară. Da. Și oricum, general, primăvara îi place. Atunci îmi place primăvara, rochia aceea nu mi se pare frumoasă deloc. Nu o înțeleg, e mega largă. Trebuia să fie e fără foarte mult volum. Iar cornițele acelea din cap, nu știu, zici că face reclamă la șampanie. Da, nu mi-a plăcut cum Mr. Paul One își face mereu acele coarne în cap, care mie chiar nu... Adică mergea, dar o vedeam într-un... Să fie mai panchistă, nu la o rochie să-ți faci coarnele alea în cap. Mie nu mi-au plăcut acele coarne. Hai să vedem ce spun jurații Oana în fața lor. Bună seara! Bună seara, dragă, bine ai venit! O abordare îndrăzneață, o abordare mai îndrăzneață în seara aceasta. Mă deranjează un pic că ți-ai prins rochia în talie sau puteai să găsești o altă formulă pentru că se vede cumva că e ceva făcut, parcă e făcut cu mâna, știi? În exact. Schimb, îmi place cumva la spate, mi se pare interesantă abordarea cu botinele astea care sunt cumva neașteptate. Nu mă omor după coafiură, pare că se mufează ceva la altceva. Știi? Îți vine să, nu știu, să tragi, să scoți, să faci... Faci așa, să speria copilul. Înțeleg, nu, înțeleg. Nu, iubitule, nu. Vreau să nu, vă zic ceva, am o parteneră pentru Coca. Parteneră. Pentru asta? Da. Ia! Dar nu am la mine acum, o să vă aduc... Adu, dacă mă apuci să treci de... Eu o să-ți o aduc, Raluca, că la tine m-am gândit-o. Așa, te rog. Adu-o, că... Când am văzut. Dar să fie o dată după nuntă, cum am stabilit. Ok. Da. A făcut totuși o chestie un pic mai îndrăzneață, inclusiv la ce înseamnă acel galben solar, știi? Plus încălțările alternative. Mi s-a părut că a avut așa un mini zvâc. De aici e acel 3. Da. Culoarea îmi place la nebunie, îți stă foarte bine. Măi, pieptănătura este interesantă, astea cu 3 vaze mici. Da, da. Lângă ele mai mergeau și o solniță, de aia cu sare și cu piper. O vază mică, două solnițe, deci mi se par amuzante chestiile din cap. Da, așa. Parcă sunt bușoanele alea de siguranță, pe ceramice. Alea, de cădea siguranța, puliță. Da. Alea sunt. Măi, într-adevăr, ai făcut un moment aici, dar nu cel mai fericit moment, aș spune eu. Aș concluziona doar atât. A înnebunit și juriul
cu atâta primăvară. Da, bravo, exact. La voi în seara asta. Da, pe da, 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 da. Ne-ați înnebunit care mai de care cu rochii, cu apariții și cu momente sfâșietoare. Ne-ați înnebunit total. Mie, pe faptul că pe televizor galbenul ăsta se vede bine, nu mă ajută cu nimic, pentru că este o rochie urâțică. Mulțumesc. Mie îmi pare rău că se numește seara de astăzi, se numește Hello Spring, iar noi avem astfel de note. Mulțumesc. Adică, bine, notele sunt funcție de ținutele pe care le aveți. Clar. Asta e problema. Mulțumesc mult. Vorbește și cu cei de acasă, Oana. Dragilor, am cam împrimăvărat-o acum situația. Vă mulțumesc mult pentru mesajele voastre frumoase și dacă doriți să ne mai vedem, vă dați 10 la 1206. Mulțumesc. Această seară este una eliminatorie. Cele 9 concurente aflate în acest moment în competiție depind de votul vostru. Nu știm care va fi finalitatea acestei seri, nu știm pentru cine se vor deschide porțile pentru ultima dată, nu știm care este celebritatea care va părăsi competiția. Însă mai e timp, asta e important, timp pentru voi de a vă susține preferata trimițând SMS la 1206 doar cu indicativul acesteia. Costul unui vot valid este de 1,25 euro per SMS TV inclus. Tariful este valabil în rețelele Vodafone, Orange, Postpay, Telecom și Digimobil, dar și 1,23 euro per SMS TV inclus, valabil pentru Orange Prepay. Acestea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să îi rog pe colegi să deschidă larg porțile pentru următoarea concurentă, ce și-a schimbat stilul în ultima perioadă și merge foarte bine. Cel puțin așa au spus jurații vis-a-vis de ținute. Hello Spring, hello Theo Rose! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Nu știu unde să mă uit, mă simt înconjurat. Ești! Sunt! Ești! Numele meu este Andrei Gârjob și am stil. Bună, Andrei! Bine ai venit! Bine v-am găsit. Cum stă cu costumul? E ok? Așa, bine, așa, bine? Așa. Așa, așa, da. Deci am să-l cumpăr. Până am să-l cumpăr când plec. E barter? Vreau să vă mulțumesc... Stați-mă puțin. Ce ai pățit, dragă? Era barter. Da, mă scuzați, n-am nevoie de ala. Bun, este o plăcere să fiu în această seară alături de atâtea flori și de voi. Am adus 9 numere. O să arăt la camera asta, bănesc că asta e cea mai de aproape de noi, da? Mm-hmm. Sunt 9 numere și sunt în ordine crescătoare, de la 1 până la 9. 1 fiind asul, ok? Ele nu vor rămâne în ordine, vor fi amestecate. Și cât le amestec, vreau să te rog ceva. O persoană din juriu va deveni Instagramul pentru noi. Cine vrei tu să reprezinte Instagramul? Regina, Raluca e Instagramul meu. Okay, asta deci... fac floare frumoasă, dar ce trebuie să fac eu? Ok, deci Raluca, tu vei reprezenta Instagramul pentru noi în seara asta și atunci tu, ai să mă ajut, te rog? Dă-i lista asta Ralucai și Raluca nu o deschide încă. Aia este bine, lista ta. Ce tare, mulțumesc, ce îmi place să fac din mamă, mulțumesc. Vreau și eu să fiu ceva. Deci nu o deschid, da? Nu, aia este bine. Lista cu followerii și cu influencerii de pe Instagram. O să revenim, tu ești Instagramul. Bun, Theo, pentru că este în momentul tău, ține-le și taie-le odată. Ideea următoare, după ce le taie de câte ori vrea, va veni la voi și va împărți cărțile, ok? Deci prima carte, când ești mulțumită, o vei da lui Măris, Raluca și lui Cătălin. Întrebare, pentru că totul are un scop. Prima carte care este momentan ar merge la Măris. Vrei să fie asta sau vei să mai tai odată? Mai tai odată. Mai tai odată. Matematica este știință exactă. Ce fac eu? Lasă liberă interpretării, da? De exemplu, 5 plus 8 nu e același lucru cu 11 plus 2. Mi se mai spune și Sherlock al magiei. Bun, dar țineți minte detaliul ăsta că e important, de aia l-am menționat. Ai tăiat cât ai vrut. Ești mulțumită? Da. Bun, te duci, te rog, lângă juriu. Prima carte i-o dai lui Moris. În regulă. Da. Prima deasupra. Tu ai tăiat, da? Prima dă-i-o lui. Următoarea i-o dai Ralucai. Ok. Următoarea lui Cătălin. Ok. Și iarăși, următoarea i-o dai lui Moris, Ralucai, Cătălin.
Moris, Raluca-i și lui Cătălin. Diversurile. Bun. Ok. Ilinca, ai zis că să mă ajuți. Da. Ai telefonul la tine? Da. Perfect. Ial. Ial. Și deschide o aplicație pe care nu o folosim atât de des. Pe care nu o folosim atât de des. Curs BNR. Stai să mă gândesc. Calculatorul. Trebuie să deschizi calculatorul? Da, ai nevoie de calculator. Bine. A, ce ai deschis? Nici nu vreau să știu. Da. Ai deschis calculatorul? Nu, acum da. Bun. Moris, trei numere ai în mână, trei numere în orice ordine vrei tu. Zi-mi un număr pe care îl vrei tu cu voce tare. Bine, as, 1. 1. Ok, Cătălin, ce număr vrei tu din cele trei pe care le ai? Un număr, da? Dintre cele trei pe care le ai, da. 3. 3. 1 cu 3 fac 13. Te rog, scrie 13 pe calculator. Păi 1 cu 3 nu fac 13. În general, dar da, mă rog, 13, dacă nu știu. Da, așa, mai departe. Plus. Plus. Încă un număr din afară de as, Moris. E, dragă, deja... Da, e multă muncă. Nu, 8. Cătălin, alt număr în afară de cel pe care l-ai menționat. 7. 8 cu 7, 87, plus 87. Da. Plus, am mai rămas un număr, Moris, te rog. 6. 6, Cătălin. 5. 5, 65. Plus 65, dă egal și nu ne spune ce ți-a ieșit. Nu. Ok. Domnilor, voi ați format trei numere cum ați vrut voi. Da. Erau altele, dacă schimbați ordinea, de asta am spus la început că 5 plus 8 nu-i tot una cu 11 cu 2. Ați setat trei numere, le ai acolo, ai un total, rămâne acolo. Da. Raluca, Instagram. Așa. Ai și tu trei cărți cu trei numere, nu vreau să ni le spui, vreau să le adun între ele să ne spui cât dau. Eu să-i adun cu capul meu acum? Aoleu! Nu te grăbi, nu vrem să greșești. Hai că e simplu. Hai că e simplu. Gata? Ai numărul? Ai un total? Da. Cât? 15. Bun. Ai primit o listă. Înainte de orice, înainte ca tu să le tai, înainte să le împarți lor, ai o listă. Așa. Cu 20 de oameni vedete de pe Instagram. Așa. Tu ție ți-a dat numărul 15. Acum camera, dacă poate să meargă lângă Raluca să filmeze lista. Bun. Cine ți-a dat cât? Ce acolo? Mia Khalifa? La nu știu, 15. Da, Mia Khalifa. Bun, dar pe 15 nu e Mia Khalifa, cine e? Noi Anda Adam. Anda Adam pe 15. Ai Instagram, Raluca? Da. Vreau să intri pe Instagramul tău. Să intri pe profilul Andy Adam. Bineînțeles, camera când e pregătită să poate să urmărească. Iar tu ai un total. Da. Dar ține-l acolo să nu ștergi, te rog. Pentru așa. Deci la Instagram. Instagram. Anda Adam, da? Anda Adam, intră la story la Anda. E postat numărul. Și să ne arăți și nouă dacă a mers și ce a ieșit. Pe story la Anda? Da. Pe story, da. Arată-ne la cameră. Și să dai și volum. Andrei Gârjov să le sucească mințile juraților. Merge, nu vezi? E la prieteni. Și ce scrie pe spate? Scrie totalul este 165. Linca, cât ți-a dat pe calculator? 100, stai să se vadă, 165 este totalul vostru, domnilor. Anda Adam a prezis totalul. Extraordinar, este băi băiatule! Felicitări! Mersi mult, Andrei! Extraordinar! E, lăsați! Mulțumesc. Să mă apropii, ce să mai zic? Mai zic tu, Regino, ceva? Eu mai gândesc un pic că e ceva ce-mi scapă. E ceva ce-mi scapă și mie. Eu imediat o să mă prind. Nu e adevărat, eu nu o să mă prind. Vreo jumătate de oră mi-a, vreo jumătate de oră mi-a și după aia vă rămuresc într-un secret. Asta este ce se cheamă mentalism? Asta cum se cheamă chestia asta? Se poate încadra, nu este ceea ce fac eu, pentru că am venit la o emisiune diferită, am zis să fac ceva. Eu de obicei folosesc cărțile de joc, dar am zis că da, să schimb puțin, dar să se încadrează în mentalism. Adică dai în cărți. Cât de tare! Păi să-l lasă-l când terminăm să ne dea și nouă, să nu plece. Auzi, taci un pic, da, Ilinca. Mă doare un pic capul, i-am și mie durerea asta de cap, Andrei, dacă mă rog. Iar eu am niște datorii, dacă poți să mă ajut. Andrei, mulțumim din suflet. Mamă, Andrei, felicitări. Mai scos astăzi, mai scos, Andrei. Poți să-mi iau umărașul? Noi mulțumim, te rog, ia umărașul, cumpără costumul, rămâne, că-ți vine, da, îți vine foarte bine. Mulțumesc mult, a fost o plăcere. Mulțumesc mult, mersi mult. Ce să mai ce zic tare. Acum? Am uitat să-l întreb ceva! Ce? Cine părăsește competiția în seara asta? Aoleu, asta sper că nu tocmai eu. Și cine? Da, bine, Regino, strigai. N-am întrebat, acum asta e exact. Vino aici lângă mine, Teo. Raluca? Da, e, tocmai vorbeam când am văzut în culise că își pune floarea și chiar ziceam că Teo e eu, cum ai spus tu în alte dăți. Te reprezintă floarea aceea. Știu că împărțiți același stilist. Da. De aici, să înțeleg că viziunea a fost aceeași. Nu neapărat, pentru că noi ne punem amprenta pentru ținutele pe care le prezentăm și eu asta mi-am dorit.
Și în cazul de față, amprenta unde? Tu te-ai făcut Luluța și Iacoana Chirița. Deci asta a fost amprenta voastră și a venit tovarășa cu două tiuluri. A fost a ta ideea, ideea cu floarea? Cu asta mare chiar a fost a mea, după care... O idee! Persoana cu care lucrez și-a dat seama că ne putem inspira de undeva, pe lângă faptul că am văzut și la Cătălin o prezentare foarte mișto. Dar mi-a explicat ceva cu o doamnă, Isabella Blow, care cică purta... Cine era... făcea ce? Isabella Blow, care era purtătoare de pălării... Da. Cine a zis că de pălării? Da. S-a făcut o paralelă... Da, hai, revenim. S-a făcut paralela, hai în fața juraților, să stăm de vorbă pe îndelete, te rog. Isabella Blow este cea care l-a descoperit pe Alexander McQueen. Dacă n-ar fi fost Isabella Blow, Dumnezeu să o ierte, n-ar fi fost nici Alexander McQueen. Șansele sunt foarte mari, Dumnezeu să-l ierte, și mulți alții, pentru că era un fel de Peggy Guggenheim a modei. Nu are nicio legătură ce purta Isabella Blow pe cap cu această pleașcă de floare, iartă-mă Theo Rose. Nu. Ea purta realmente niște creații couture făcute special pentru ea și reprezenta la momentul ei mama avantgardei. Asta este o pleașcă tip varză care întregește cumva la nivel de platou faptul că o avem și pe Luluța. Adică de ce să fi rămasă Luluța singură fără Coana Chirița? Și a fost și un fel de guliță în momentul Oanei. Și atunci platoul este cumva întreg. Exact. Realizez cam care este situația rochiei. Realizez, cred că sandalele n-au nicio legătură cu rochia. Realizez, cred că rochia este mult prea scurtă pentru sandale. Și realizez, cred că în afară de moment care a fost splendid și chiar m-a amuzat, ținuta este praf. Îmi pare rău. Și nouă. Mă bucur că m-a amuzat momentul. Dar tu ești foarte drăguță. E, mulțumesc. Sunteți toate la fel, toată apă și un pământ. Parcă zici că sunt variațiuni pe aceeași tema unei rochii. Nu știu ce se întâmplă cu voi. Ne-am gândit toate la o primăvară cu tiul și... Cu mult tiul. Da. Nu e bine. Să nu săriți pe mine, să nu dădeați cu florile astea. Bă, mie îmi place cum îi vine chestia aia pe cap și pleșcoteica aia de pe cap. Îți jur pe cea mai scump, dacă mi-o dai mai încolo și încerca și eu pleșcoteica. Aș vrea să pun și aia cap, pe cuvântul meu de onoare. N-am spus că este vreo lumină și măsa la modă, dar îmi place căpăul tău cu floricioaica aia. Ce te crezi că am febră? Nu. Crezi că am coronavirus? N-am. Ferească, da. Ferească, Dumnezeu, dar dacă am eu, e urțică, e de prost gust, ce vrei tu? Floarea mă refer. Dar am un feeling către ea. Mă cheamă ceva la ea, la floarea aia. Aș vrea să mă pleșcotesc aici așa pe ochi. Eu și cu... Ia, dă-mi pe coca puțin. Eu și cu asta ce... Ia, dă-mi încoa. Mai există vreo culoare practic? Ia uite. Eu și cu asta. Op! Mă, mai există vreo culoare în univers care... Cantată de... Haideți. Eu și cu asta ce mai suntem cu toate culorile pe noi. Hai că suntem reușițele. Ein-zwei. Mulțumesc. Zwei e zwell, că nu știu cum să zic de asemenea. E bine, bun. E zwell. Cât a dat, mă, doi? Zwei. Mulțumesc. Bravo, doi polini. E bine. Vorbește cu cei de acasă. Ca la școală. Eu sper că am reușit să vă înseninez puțin, să vă descresesc frunțile și mă bucur mult. Sper să mă votați, fiindcă îmi place. Eu încerc și îndrăznesc. Aici e singurul cadru în care pot să fac toate lucrurile astea și sunt recunoscătoare pentru asta. 6-1, 2-0-6 și vă mulțumesc mult de tot și mulțumesc, Andrei Gârjov. Mulțumesc, Theo Rose. Dacă erau niște numere din alea 7 cu... Ia adună-le pe astea. Nu erau. Păi hai, las-o, că adună foarte bine. Se răsfață. Se răsfață 2 cu 9, fac 11 cu 4. 13. Ce? 15. Eram atent la Dani. 15 cu 8? Da. Repede. Victor, ce... Ce dracu ați făcut, mă? Mă, s-a speriat copilul, nu-l mai aduc pe bune, l-am agitat prea tare. Victor, dar nu mă, tu ai făcut ceva. Nu am făcut nimic, l-a speriat ăsta. Lăsat-o părul rog! Ochișorie! Băi, băiatule, ți-a zis că asta n-apucă finala! Nu, mai gata! Eliminare. Nu-i mai facem nimic! Vă bateți împreună cu... Nu, trebuie să ni-l dea cineva, Ilinga, să-l lipim cu ceva! O să vă iau eu de tot!
V-am zis până că să liniștesc un pic jurații, nu de alta, da, sunt, cum zici tu, Moriste, hiperventilați. Habar n-am de ce, nu știu de ce e toată lumea hiperventilată, eu nu sunt, sper că nici voi, sau poate că și voi, habar n-am. Mă rog, altceva voiam să vă spun, Bravo Still Celebrities este o emisiune înregistrată, așa că toate voturile pe care le oferiți concurentelor în această săptămână, noi le vom lua în considerare în fiecare ediție eliminatorie. Vă mulțumesc și vă invit să consultați regulamentul pe www.canalde.ro. Cum ar veni, tragem linie și în seara asta, da, vedem din nou voturile din partea voastră. Raluca Bădulescu a făcut o declarație șocantă astăzi în emisiune, nu știu dacă pentru fete, pentru mine, da. Faptul că singura care s-a născut cu stil dintre cele 9 concurente este Alexandra Ungureanu. Oare o fie? Hai să vedem. Alexandra. Bravo, mamă, mamă, bună seara, bună seara, super moment, superbe voci. Bună seara, Florian Rusă, eu să știi că te-am urmărit, te-am ascultat și te-am admirat în taină. Unde, o spun dragă? Acum mulțumesc public. Frumos, mă bucur că am ajuns aici. Uite, vino, ia și microfonul și vino un pic aici mai sus împreună cu Alexandra. Nu de alta pe ea, deja o știu, am ascultat-o, am admirat-o, dar și pe tine, mă rog... Florian are super multe piese cunoscute, cu Mira, cu Ioana Ignat, cu etc., etc. El nu e prea vizibil așa pe TV, însă are o voce de senzație. Acum am înțeles că sunt vizibil, că am înțeles că aveți mare rating. Păi da, bineînțeles. Și mă bucur. Salut, România! Deci ai venit exact unde trebuie. Exact, exact. Bună seara, Florian, bună seara, România, bună seara, Bravo Still Celebrities, bună seara, Alexandra. Mulțumesc tare mult că ai venit să mă susții. Vreți să ne cânte Florian repede cu Iubirea pe străzile din București? Da. Dacă tot sunt aici acum, dar trebuie să-mi țină Alexandra. Hai, vine și ridică. Din voce mai mult, că... Stai jos. Un refren.
ce minunată, eu mă bucur mult de tot că te-am cunoscut și așa în persoană și că nu te ascult doar eu în mașină la radio și când și plâng, și când și plâng. Mă rog, gata, Florian Ruz, mulțumim tare mult pentru mulțumesc că ai fost alături de noi. Vreau să vorbim cu fetele puțin. Dea, ai o voce senzațională, chiar vorbeam cu Calina, că e una dintre vocile pe care le recunoști instant. Da. Adică da, oriunde aș auzi da vocea ta, o să-mi dau seama că e a ta. Îmi plac foarte mult aplicațiile florale din cap și... Dar în rest mi se pare o ținută foarte simplă. Mi se pare o ținută simplă de săptămână, sunt niște pantaloni fără toc, nu știu, ea e foarte frumoasă, pentru că ești... Îți înțeleg stilul și mie îmi place. Știu. E aici o situație, o asimetrie. Pe stilul. Știu, eu înțeleg, dar mi se piele pare simplu. Cum, Andreea? Ha. Este pe stilul ei. Da. Mi-aș dori să te văd foarte sexy, draga mea prietenă. Într-o eu zi, cred poate că sexiness e o atitudine și mă simt foarte sexy acum. Mulțumesc, fetelor. Hai să vedem ce spun jurații despre ținută și despre, mă rog, accesorizare în fața lor, Alexandra. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Foarte frumos momentul din seara asta, foarte frumos amândouă vocile. Bine, tu ai o voce frumoasă. Ținuta, cel puțin pe mine unul, nu mă duce către gândul către o primăvară și către o seară de primăvară spectaculoasă la Bravo I Still Celebrities. Este stilul tău, simplu, cu ceva, cu un acel ceva, dar atât. Mie mi se pare cea mai rafinată ținută din platou, ador faptul că porți perle, ador faptul că porți negru combinat cu ceva extrem de pastelat, care mă trimite un gândul la un Monet, la o chestie foarte rafinată, îmi place ce ai în picioare și găsesc că este perfectă ținută. Mulțumesc! Felicitări! Mulțumesc! Bă, mie nu-mi place, deloc. Deci este fadă, fadă, fadă și iar fadă. Deci de când a venit în concursul ăsta, are o voce superbă, ce al ei e pus deoparte, în rest, n-a ieșit din zona ei de confort, e ca o babă, machiaje de babă și mi-a venit mie cu jerba aia, nu știu, nene, zice, nu, chiar nu mi-a plăcut. Cea mai rafinată, de departe, prezență în acest platou, în acest moment. Da, dragă, și eu să știi că sunt destul de impresionată. Singurul defect pe care îl găsesc este acel marabu sau boa sau cum s-o chema treaba aceea din flori, seamănă puțin cu un șarpe încolăcit. Chestia asta mă încurcă, aș fi făcut-o mai bogată, aș fi făcut altfel, altfel ținuta. Are o execuție foarte bună, îmi place mult topul acela, nu-mi dau seama, e body, e top, e bustieră, e ce? E un corset. Măi, și mie mi s-a părut cea mai bună ținută din această seară. Mulțumesc. Doi? Eu mă uit și la detalii și la cum este lucrată. Îți place corsetul? Nu, este lucrată prost pantalonul, jos. A. Mulțumesc. Mamă, primul 5 din această gală, Alexandra. Mulțumesc. Doamne ajută, hai că am salvat urma cumva la final. Hai că e pe primul. Că se bucură foarte mult. Gata. Ultimul scapăt. Hai. Cum, fetelor? Bucură, Alexandra. M-am uitat acum la jurizare când am intrat noi așa un pic mai, să zic, artistice, un pic în abordare, adică nu m-aș putea duce așa să beau un suc. N-a fost ok. A venit Alexandra cu niște pantaloni și niște papuci, a fost ok. Eu nu mai înțeleg nimic. Dea, Raluca, ce Andreea, ce să se bucure. Gata, e pe primul loc fata, nu mai putem să o eliminăm. Da? Stai că eu nu știu care sunt regulile. Că puteam cu emoții. Nu știi, gata. Stai. Nu, nu știam. Ține-ți spun eu în pauză. Stai liniște. Gata, hai că Andreea îmi face instructajul. O simt pe Andreea acolo. Ești supărată, Andreea? Ești... Eu? Mm-hmm. Să mă supăr din atât Ilinca? Nu. Doamne ferește, nu. Bine că uiți la mine, mă uit la tine. Eu. Nu sunt supărată. Sunt o persoană foarte sinceră, exact, în schimb. Păi și de ce nu-ți arăți sinceritatea? Păi mi-am arătat-o. Voalat așa. Da. Inclusiv râsul îl recunosc. Da. Frate, Andreea este obosită după o săptămână de astăzi, plină. De astăzi, dragii mei, o să fiu o altă Tonciu. Aolo. Așa mi-am propus, ca să fiu și eu așa mai lasă că domniță. Ți-ai mai propus asta și săptămâna, nu să știu fiu care. Mai domniță, să vedem atunci ce o să se întâmple. Dar nu este nicio problemă. Cred trebuie că să fiu și eu mai mironosită, care regulă... poate să schimbă ceva, cine știe. E în regulă ca în emisiunea asta da? Să fie mai multe tipologii și cred da. Că lumea de acasă se uită și apreciază și ea ce îi place și tu ești extrem de iubită.
De eu n-am spus absolut nimic, chiar mi-a plăcut foarte mult ce ai făcut. Da, Alexandra e minorosiță? Mironosiță? Nu, n-am dat niciun nume, Ilinca, am spus. N-ai dat nume, te întreb eu. Nu, în general am spus așa. Văd că se apreciază aici să fim mute. Atunci o să pun fermoar la gură și o să fiu mută. Cred că este o diferență între... Dar și tu ai fost apreciată, de ce zici că nu ești apreciată? Da, dar n-am între abordarea stilistică și personalitatea fiecare, asta zic. Există un păi jur, dacă asta s-a înțeles, public. Andreea, că noi apreciem că trebuie să fiți mute, înseamnă că realmente n-ați înțeles nimic. Eu am înțeles foarte bine, Moris. Alexandra, tu ce ai înțeles din atitudinea Andrei? Eu nu știu de ce se supără, pe bune. Dar ce, m-am supărat? Da, ești supărată, se vede că nu ești supărată. Nu sunt supărată, draga mea. Păi doar dezamăgită. Pentru că eu simt anumite lucruri. Cum ar fi? Ar fi cu... Că tu acum ești pe locul întâi și eu nu mai sunt. Lucru care decurge într-o jurizare, într-o prezentare de ținute și... Respect adică jurul foarte mult. Respect jurul și deciziile dânșilor. Bun, deci suntem ok, nu ești supărată și tot. Dar nu am spus că sunt supărată pe tine. Dar se mai întâmplă, mai să fii și acolo cu doi. Dar nu, Doamne, ferește, nu e asta problema. Adică ești deranjată de ceva, asta se vede. Poate am probleme acasă și sunt deranjată. E foarte posibil, îmi doresc să nu le ai. Asta e. Când ești pe primul loc, Andreea, totul e ok, totul e perfect, totul e minunat, colegele sunt minunate, jurații sunt minunați, emisiunea e minunată. Când nu mai ești pe primul loc... Avem o supărare, avem o problemă, normal. Avem o... Că avem o supărare. Da, ești o tipă competitivă și te deranjează că nu mai ești pe primul loc. Da. Pentru că sunt singura din acest platou, după mintea mea asta nebună, cum poate unele așa consideră, care am adoptat orice stil în acest concurs și de fiecare dată am venit cu ceva nou. Și asta e tot. Deci consider că nu ți-a fost apreciată munca suficient. Da. În viață. Totul e alb și negru, câteodată bine, câteodată rău. Nu pot să-mi spui că în permanență e totul bine sau în permanență e totul rău. Ce Alexandra, vorbește-te rog cu cei de acasă. De gri. V-am cântat cum arată dragostea. Eu vreau să știu cum arată dragostea voastră pentru mine, dacă vă place de mine, așa cum sunt, aici la Bravo iStyle în fața voastră. Vă aștept să votați cu 11 la 1206. O seară minunată tuturor. Mulțumesc, Alexandra. A fost o seară așa cum a fost. Hai să vedem ce ați făcut. Hai să vedem cum arată clasamentul în urma notelor din partea juraților. Pe prima poziție nu mai este nicio surpriză. Alexandra, 11 puncte. Alexandra, te felicit, am să te rog să vii lângă mine, să-ți ridici trofeul. Asta o dată. Și doi, cel mai important trofeu pentru tine în seara asta este... faptul că ești mulțumesc protejată tare de la eliminare. Felicitări, Alexandra! Mulțumesc tare mult! Am intrat cu starea asta provocată de prima ediție eliminatorie pe care o trăiesc aici la Bravo iStyle și acum mi-e bine. A fost o ediție mulțumesc bună pentru tine, mulțumesc nu la fel pot mult spune despre celelalte concurente. Mulțumesc, Alexandra! După cum puteți vedea, deja s-au și adăugat steluțele bonus pentru ocupantele clasamentului, pentru primele trei locuri din clasament. Alexandra, 3 steluțe, Dea, 2, Oana, o steluță. Pe ultima poziție este Bianca Giurcanu. Bianca, îmi pare tare rău, dar în acest moment ești în cursa pentru eliminare. Da. Stop vot, am să le spun tuturor celor de acasă, ați avut timp suficient și sper că v-ați votat concurenta preferată. Urmează să vedem ce și cum ați votat câteva minute mai târziu. Deocamdată vreau să vedem cum arată clasamentul steluțelor pe care le-ați acumulat din momentul în care am resetat tabelul și până în ziua de azi, plus steluțele bonus din această seară. Dia, ești concurenta care are cele mai puține steluțe, și anume 14, iar Alexandra are cele mai multe steluțe, 35. Bia, din păcate și tu în acest moment ești în pericol de eliminare și am să te rog și pe tine și pe Bianca să veniți amândouă aici lângă mine. Cea de-a treia concurentă, celebritate, în pericol de eliminare va fi... nominalizată de către voi, fetelor. Vreau să stați bine, să vă gândiți, să vă calculați strategiile și să-mi spuneți un singur nume. Bineînțeles, nu puteți nominaliza concurenta care se clasează pe primul loc în topul notelor din partea juraților, dar și pe primul loc
în funcție de numărul steluțelor pe care le-a obținut, și anume Alexandra Ungureanu și, bineînțeles, cele două care sunt deja lângă mine. Alexandra, tu ești prima concurentă care nominalizează. Care este nominalizarea ta? Pentru că, bine, deja după momentul de dinainte și-a schimbat părerea, dar mă gândeam să susțin, să susțin strategia Ralucăi și o să nominalizez pe ea. Raluca strategia, strategia mea, Alexandra, nu era, nu era o strategie, era un adevăr, faptul că ai intrat ultima. Știu. Nu. Okay. Cumva, dar mergând pe această chestie pe care o cunosc de multe ediții încoace, am zis să fie reciproc. Asta nu înseamnă că am ceva cu tine, dar e o poziție mai mult decât ingrată, dar asta este, îmi pare rău. Deci, nominalizarea ta, Alexandra, este? Raluca. Mulțumesc. Teo Rose. Eu o voi nominaliza pe Dea Codrea, nu pentru că mi se pare ceva, bineînțeles că sper să nu se supere, doar pentru că dintre ele toate am zis că ei trebuie să-i întorc un vot pe care mi l-a dat mie data trecută, am încercat să găsesc ceva de care să mă leg pentru chestia asta. Sper că nu e că supărare, nu e niciun fel de răutate, din potrivă, v-am spus, eu am multe de învățat de la ea, sper și sunt convinsă că nu o să plece acasă astăzi. Dea? Sper. Da. Eu m-am tot gândit cum să fac și ce să fac. E lezne de înțeles că toate fetele îmi sunt dragi. Și așa că o să merg cumva la sigur, cum am mers și data trecută, și o să spun Andreea, pentru că-s convinsă că e foarte votat. E explicația mea. Ok. Alina. Da, pe Alexandra nu putem să votăm, nu, care cele mai multe steluțe. Ok. Dar ai fi votat-o pe Alexandra? Aș fi votat-o pentru că are cele mai multe steluțe, nu de altceva, pur și simplu de asta, pentru că e pe prima poziție acolo. Așa că rămâne decât să o votez pe Andreea, pentru că știu și bănuiesc că este foarte, foarte votată. Adică nu e cu nicio supărare. Ok. Raluca. Da. Care este nominalizarea ta? Pentru că s-a uitat Calina la mine și mi-a spus să o propun pe ea, o voi propune și te rog să înțelegi că asta trebuie să fac acum. Normal, stai liniștită, nu e panică. Ok, cerc să înțeleg, nu prea reușesc să înțeleg. Păi, Dea m-a nominalizat pentru că și eu am nominalizat-o data trecută și Calina normal, pentru că are ce are cu mine, este evident. Hello, wake up! Andreea. Nominalizarea ta? Andreea Tongiu. Ce drăguț. Putem să ne autonominalizăm? Că ar fi mai simplu. Ei, da, putem, serios. E indicat. Deci, Andreea. Calina. De ce? Pentru că mi se pare că nu este obișnuită cu reflectoarele din platou. Ok. Ok. Ana? N-aș vrea să cadă pe umerii mei de partajare, așa că o să o nominalizez pe Teo Rose, pur și simplu, by default. Bun. În aceste condiții, Raluca Tănase a obținut o nominalizare, Dea Codrea o nominalizare, Teo Rose o nominalizare, Calina două nominalizări, Andreea Tonciu două nominalizări. Asta înseamnă că toate patru, Bianca, Bia, Calina și Andreea Tonciu, vin în fața juraților. E o situație fără precedent cumva. Am încercat să înțeleg tehnica și modalitatea, strategia prin care ați făcut aceste nominalizări. N-am reușit, probabil că o să reușesc mâine dimineață. N-a fost niciuna, Ilinca, crede-ne. N-a fost niciuna. Nu, n-a fost niciuna. Chiar n-a fost. N-a fost niciuna, însă una dintre voi pleacă în această seară din cadrul competiției noastre. Însă până să aflăm care este concurenta, celebritatea care părăsește competiția în această seară, aș vrea să vedem top 2 în preferințele telespectatorilor. Oricare dintre voi se vede acolo în acest top, ori pe prima poziție, ori pe a doua, scapă de eliminare în secunda 2. Haideți să vedem cum au votat telespectatorii.
Iar pe primele două poziții în preferințele lor sunt Andreea Tonciu și Teo Rose, exact. 32,4 și 28,6. Doar felicitări, Andreea. Doar voi mă salvați. Felicitări. Da, mulțumesc. Ești mai bine acum? Da. Ești mai bine? Da, datorită lor și le mulțumesc. Mulțumesc și eu. Andreea, poți să te întorci la locul tău. Ai scăpat de eliminare. Andreea a scăpat. Ca prin urechile acului, ulcerul nu merge de multe ori la apă. Și am spus-o asta în enumărate rânduri în competiție. Surprizele sunt la fiecare pas. Însă voi trei sunteți la un pas de eliminare. Ți se pare că meritai să fii acum aici, Calina? Nu. Ok, mulțumesc. Bia? Da. Tu ce simți? Ai mai scăpat odată simt de eliminare? Cred că mi-e frig de emoții. Bianca? Eu simt că o să plec acasă. Simți asta? Da. De ce? Simți că n-ai ajuns să comunici suficient de bine cu telespectatorii? Nu știu, așa simt acum. Nu vreau să plâng, hai să vedem. Da, e ok să plângem, Bianca. Nu mai vreau să plâng, am plâns destul. Păi și dacă ești o tipă sensibilă, asta ești tu, ești reală. Așa sunt eu, mai introvertită, nu pot să mă... Nu știu, poate asta a fost problema, că nu am vorbit mai mult și n-am comunicat mai mult, dar așa sunt eu și nu am ce să fac. Oricât de rău mi-ar părea și oricât de greu mi-ar fi, e clar că una dintre voi părăsește competiția în această seară. Dintre voi trei, concurenta care părăsește competiția Bravo Ice Steel în această seară este... Bianca, 3,1%. Îmi pare tare rău, Bianca. Și mie, cred că mi-am și dorit într-un fel, pentru că în ultima perioadă nu mă mai regăseam așa în totalitate și cred că o să-mi facă bine faptul că am părăsit competiția. Nu știu dacă simțeam sau îmi doream să plec. Nu știu. Îți mulțumim tare mult! Bianca Giurcanu părăsește competiția Bravo Ice Steel Celebrities. Mulțumim, Bianca! Start vot, le voi spune tuturor celor de acasă, le văd pe concurente cu lacrimi în ochi, e clar că se leagă prietenii, însă Bravo Steel Celebrities este o competiție. Ne revedem săptămâna viitoare, de miercuri începând la ora 22, neapărat votați-vă concurenta preferată, seară bună!